Mamă, ce timing, deci când s-a terminat counter s-a terminat și melodia, nu vine să cred. Nici dacă vreau să fac asta și nu-mi ieșea. Salutare, salutare, bine ați venit, salutare la toată lumea. Ua, stați așa că nu e bună. Music volume, gata, gata, gata. Fără muzică că am o problemă cu muzică. Pardon, hai să vedem ce limbi avem. Engleză, chineză, ok. Mă gândeam așa că poate prim vreo română pe cea prin meniu, dar nu se poate așa ceva. Salutare, bine ați venit! În primul rând, jocul a apărut acum câteva ore, așa cum v-am scris și pe chat acum câteva minute. Costă vreo 18 lire, adică undeva echivalent la un 20 de euro pe Steam. E proaspăt, e fresh și e în Early Access mod, deci vor fi update-uri frecvent la acest joc. Abia aștept să-l încerc, e la prima vedere, nu l-am încercat, pur și simplu eu dormeam, m-am trezit și mă gândeam să mă duc să fac livrări pentru Uber Eats. Și văd mail. Hei, astăzi lansăm un nou joc, zic, opa, cam o gagică care tot îmi trimite tot felul de chei de la jocuri tip simulator pe care le fac ei, pe care ei le promovează.
Și zic, ia să vedem ce joc e ăsta. Și știu că citise mai demult despre el și l-așteptam și eu. Și am zis, îmi dai cheie? Da. Mi-a dat cheia și uite-mă că am pornit live-ul. M-am gândit să-l fac episoade, să... Nu, direct live, că n-am mai făcut de foarte mult timp live și... Și ar fi o idee foarte bună. E multiplayer, Radu? Nu știu dacă e multiplayer, dar nu cred, nu cred. Intră și tu pe Steam și uite-te. Sincer, nici n-am apucat să citesc foarte multe despre el, decât că ea mi-a dat cheia pe la ora 14, ora mea, adică pe la ora 4, ora voastră, și mi-a spus că în maxim 3 ore se lansează varianta oficială. Deci mi-a dat cum ar veni o variantă beta și acum, să zicem, o oră s-a activat varianta full. Full, mă rog, early access. Press any key to continue, ok. Hai că mai reglăm sunetele și pe parcurs. Avem aici un news. Cred că așa sunt ceva gen știri, noutăți, informații despre joc. Welcome to your new position as a member of the building. Deci practic eu sunt un polițist, sunt un membru al poliției din Brighton. Ok. Trebuie să fac activități de zi cu zi. Practic o să mă duc la tâlhării, la furturi, crime, spargere, o să amendez pietonii care nu, nu știu, pietonii care sunt huligani, să zic așa, care fac stricăciuni pe stradă, pe domeniul public, o să amendez mașinile care nu sunt parcate unde trebuie, cel puțin asta am înțeles din ce scrie aici și din ce mi s-a spus în e-mail. Păi ce să mai, hai să-i dăm drumul, nu? Setările sunt ok, tutoriale off, nu ne trebuie nouă tutoriale. Pedestrian density mediu-medium, ok. Forgeam cuts, nu. Camera shake on. Bă, cred că astea sunt ok. Adică n-am ce să umblu la ele. Ia să vedem pe video. Ca asta mă interesează. Vesin cu on. Foarte bine. Gama. Bă, trebuia să-mi fac chestiile astea înainte să pornesc live-ul, nu? Ca să nu vă terorizez acum. Mișu B, salutare, 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 salutare. Andrei Iulian, salutare. Bine ați venit. Salutare. Jimmy Jimmy. Iubești fetițele în bikini. Bun, vesin cu Ion, rezoluție, ok, bun, ce să mai, hai să-i dăm drumul, că stăm și stăm degeaba, carieră nouă, să fim bărbat sau femeie? Ia ziceți-mă, să fim femeie sau bărbat, fiți atenți aici, acasă e o decizie foarte grea, aș putea să fiu Aaron Shiley sau aș putea să fiu Ashley Sheng, asta îmi sună chinezoică, și ăsta pare puțin chinezoi după ochi. Mă, bărbat sau femeie? Asta e născută, asta e născută în 88, asta în 89. Fii atent că ea e mai tânără puțin, are vreo 32 de ani, dacă am calculat bine. Asta e însurat, asta e însurată. Măritată, pardon. Vreau să fiu și eu single. Inverted look, cum adică inverted look? A game option, tutorial on, simulation. Bă, bărbat, bărbat, bărbat. Bine, gata, suntem bărbați. Bărbați, ce mama naibii. Bun, hai să-i dăm drumul să vedem despre ce este vorba, v-am zis. O să facem cât mai multe lucruri. M-am logat în calculator acum. Bă, n-am făcut nimic, jur. S-a logat singur. Downtown, ăsta ar trebui să fie gen centrul orașului, Brixton și Melting Pot. Nu știu potul ăsta ce înseamnă. District Progress. Practic ăsta e progresul departamentului meu, ca să zic așa, districtului meu, cartierului meu. District cam asta înseamnă, gen cartier. Ok. Confirm, confirm, confirm. Și pică district. Ok, deci trebuie să-mi aleg un district. Mamă, deci peste tot am tag-uri de făcut. Brixton is the oldest district in Brixton. Deci ăsta e cel mai vechi cartier din Brixton. Și ăsta e practic inima orașului, că e centru. Ok. Și ăsta, melting-ul. District unlocks. Receive duty starts to unlock new neighborhood patrol cars tools. Deci aici cred că ar trebui să ne ducem noi. Bă, ăștia două, teoretic, din câte văd de aici, ar trebui să fie disponibile după ce fac eu un update. Deci momentan putem să ne jucăm doar aici. Ok, hai să vedem ce... Opa, văd că avem aici parking tickets. Deci pot să dau amenzi de parcare. Pot să am un aparat de radar, să dau amenzi pentru viteză. Wow. Hai că e din ce în ce mai interesant. Salutare, salutare, bine ați venit, salutare Wolfgamer, Horia, Ilie, Claudia, Aurel, Stancu, Round Trust, salutare, salutare. Cei care sunteți pe live acum sau cei care vedeți clipul acesta offline, să zic așa, în reluare, m-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, bineînțeles. Și de subscribe dacă încă n-ați făcut-o sau sunteți noi. Bun, păi, mi-am ales cartierul, selectă shift, o tură, păi ce tură să-mi aleg? N-am decât o... Că selectează tura și am decât o singură variantă.
Practic aici vom lucra 5 zile pe săptămână și 2 le avem libere. Vom patrula pe jos, foot patrol, și shift-ul va fi de dimineață. Păi îmi convine, e dimineață, e lumină, momentan nu știu ce să fac pe noapte, sincer. Trească domnul polițai Claudiu Gaming să trăiești. Puneți-vă mască că ne dă amendă. Nu, 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 nu. Haideți să vedem care e treaba. Ăsta sunt eu, da? Opa. Aha. Cam 20 de FPS-uri, băieți. Ia bă, ce 20 de FPS-uri? Nu mi s-a încărcat textura, oare? Mamă, 30 de FPS-uri, 40. Hai că își revine. 40 de FPS-uri acum. Ok, și... A, mi-am făcut treaba și acum... Bun. Și văd că am ca și task issue parking tickets. Să dau niște amenzi de parcare, pe bune. Bă, asta sună chiar a simulator, că și în viața reală tot așa e. Domnul șef îți dă... Opa, mamă. Deci mă sparge pe FPS-uri. 40 de FPS-uri, de ce? Ziceți-mi de ce am 40 de FPS-uri ultra. A, să nu-mi ducă OBS-ul tot. Hai să dăm pe medium. Auto benchmark, ok. Field of view. Ăsta e fov, hai să-l lăsăm mai aproape. Vesim cu on, color blind, normal vision, gamma. Păi chiar trebuie să fie ok, ia să vedem. Pe medium dacă e o vreo diferență. Dacă îmi crește peste 40 de FPS-uri. E, altă viață, 60 de FPS-uri acum. Altă viață, dar să și vede puțin mai... A, ia să încep pe următoarea, nu mediu, ci... Hai. Hai, hai. 60 de FPS-uri, gata, mă, așa rămânem. Fiți atenți pe 60 de FPS-uri. Bun, trebuie să dau amendă de parcare, dar cui să-i dau eu amendă de parcare, că... Văd că toată lumea e parcată cum trebuie. Astea ce sunt aici? Sunt niște reclame, nu? Da. City advertising. Cum nu mai alerga? Bă, cum fac să nu... Ia. Mergi normal, așa. Bă, nu mai alerga, mă. A, uite-l pe la unde e parcat. Fiți atenți că dau o amendă. Fiți atenți că vine amenda. A plecat amenda. Fiți atenți că a plecat amenda. E pe drum. Ia să vedem de ce parchează ăsta aici. Focus, focus. Ce? You can focus on different entities in the game, like license plates, pedestrian who looks... A, deci trebuie... Deci fiți atenți. Trebuie să mă uit, atent la persoane, la mașini, să n-aibă numărul de înmatriculare fals. La persoane, poți să percheziționezi persoane random, ok. Care-i treaba aici? No parking! Între 12 și 4, știu de... Acum e 8 AM. Deci are asta voie să... A, nu, stai că momentan are voie să parcheze. Să mă uit și la persoane care îmi par dubioase pe stradă. Uite, ăsta îmi pare dubios, ia să vedem. Hey, sir. Pentru ce l-am oprit? Pentru nimic nu l-am oprit. Hai să-i cer I'd like to buletinul. see your ID, please. Ia dă-mă buletinul, să vedem Here, dacă e acel officer. document. Opa. Ce avem aici? Lewis, ăsta apare din post, drive license, expiră pe 24.04.2021, deci da, e ok ăsta, nu știu. Gata, mulțumesc. Have a La nice revedere. day and goodbye. Have a nice day, goodbye. Ok. A, mi-a dat ceva puncte că... A, nu, mi-a scăzut puncte. L-am legitimat aiurea. Okay. Sunt polițist, dacă mi se pare dubios, o fac. Bă, nu-i nimic. Deci eu trebuie să dau niște amenzi de parcare acum. Dar nu mi se pare nimeni dubios. Nu văd mașini parcate aiurea. Încă n-am cum să mă duc, nu? Nu, deci trebuie să fac treaba aici. Nu văd și eu o mașină parcată mai aiurea, o ceva. De aici cum stăm cu parcarea, să vedem. No parking de la 12 la 4. Opa, ce face asta aici? Ia să că îl ia prin surprindere. Excuse me, vorbesc singur? Ia zi, domnul. Your ID, please. Îmi pare că vorbește singur. Here, officer. My ID. Opa, s-a bâlbuit. My ID. Ai, ok. Gun permit, deci nu are voie să aibă armă, nici nu are. Ia, bă, e ok.
E ceea ce trebuie, sper să nu-mi scadă iar puncte. Gata, have a nice day and goodbye. Opa, s-a buguit domnul din... Da, mi-a scăzut încă 5 puncte, că l-am legitimat aiurea. Da, nu găsești ori pe cineva să... parking ticket. Bă, dar mă, că sunt toți parcați. A, uite ăsta, cred că n-are voie să parcheze aici, să vedem. Măi, mă, care voie să parcheze, asta mă enervează. Găsesc unul care e parcat aiurea, dar nu văd nici unul parcat aiurea. Opa! Opa! Băiatul cu Mustang-ul. Direct parking ticket, fiți atenți aici, pentru că e parcat pe sidewalk, e parcat pe trotuar. Jap! Gata, m-am dat prima amendă. Bun. Gata. Și mi-am primit și 10 puncte de recompensă. Să i-o și ridic, că aș putea să i-o și ridic. De fapt, nu i-o ridic, că nu blochează accesul pe trotuar. Cum e cu live-ul ăla de 48 de ore? Bă, momentan n-am avut timp. Că am lucrat. De-abia mi-am făcut timp pentru live-ul ăsta. Bun, ăla, deci i-am dat amendă. Ce mai am de făcut? Issue parking ticket speed. Și mai multe amenzi de parcare. Ok, mai dăm amenzi de parcare, dar... O să-i dăm eu amenzi de parcare. Cineva parca pe trotuar pe aici? A, ia uite. Vreau să trec și eu, mă scuzați. Ia uite-l, mă, și pe al meu. Cătălin, salut, Smiley, salut. Cristi Cernat, salut, salut, salut. Când te-am salutat. Ce cu mașina asta parcată așa? Parcată pe trotuar, amendă și ăstea. Aia mai. Jocul mai încet, ok. Acum să-l dau mai încet, nu? Puțin mai încet. Îl dau la un 60. Cred că e ok acum. Gata, e ok acum? Popescu Iulian, salut, salut. Cred că mai încet, nu? Sau dau microfon mai tare? 2-10, 2-2. Nu, mai bine dau asta mai încet puțin. La cât să-l dau, mă? La 5, uite, mă, la 45. Dacă nici acum nu e bine. A, păi nu știu. Ia spuneți-mi, e ok acum? Sau de bine, da? Bun. Păi, i-am dat ăstea amendă, i-am dat, ia uite, i-am pus amendă acolo în geam. Am bonus 10. Hai să vedem ce mașini mai găsim noi prost parcate. Ăsta de pe partea asta, i-am dat oare? Ia să vedem dacă i-am dat amendă ăstea. Că și asta pare că are parcat aiurea. A, nu e, mă, ăsta. Ăsta are parcată cum trebuie. Ok. Bă, ce îmi place jobul ăsta de polițist, practic doar caut să dau amenzi. Dar când prindem și noi un infractor, când, bine, că am înțeles că trebuie să fiu atent și la oameni, doar că n-am văzut niciun om așa mai dubios să le iau la întrebări. Uite, ăsta îmi pare... Ia mă, că ăsta e cu minte. Mașinile alea sunt parcate cum trebuie. Ia să vedem, poate mașina asta n-ar avea ce să... De fapt nu, că e în afara zonei. Am și o hartă ceva? Nu, n-am nicio hartă. Că ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt să faci acel live. Păi, am promis, dar dacă eu fac live-ul ăla de 48 de ore și nu câștig bani în ea 48 de ore, cum facem când vine chiria de plătit? Dă-mi atrag că am fusile și mă mut la tine sau la unul dintre voi, nu? O să fie și live-ul ăla, nu e că nu mi s-a terminat cariera, ca să zic așa, pe YouTube și nu l-am făcut. Doar că momentan e o situație mai delicată. Ce face asta aici? Mamă, dacă o întreb iarăși o să-mi ia din punctaj. Ăsta pare puțin cam nervos aici. Ia zi Woodmister, care
Your ID, please. Care e problema? Dubai parcată pe contrasens. A, Mihai Moldovan, stai așa. Stai să-l văd pe ăsta dacă are actele expirate. Nu, 2021, e ok. El pare din poză. Da, ok. Hai mă iau înapoi că nu e, ești ok. Și o să-mi scadă puncte. Da, o să-mi scadă puncte. Care dubă era pe contrasens? Stați așa. Stați că am ratat... am ratat duba de care zice Moldovan. Ia să vedem unde e duba. Duba. Bă, nu mai știu unde e duba. A, încolo n-am voie să mă duc. Nu mai știu de care dubă era vorba. Ha! Am pierdut-o. A scăpat, bă. A scăpat ăla, cum s-ar spune. Astea sunt ok. Astea sunt ok. Ia să vedem pe aici cum se treaba. Bă, da, vreau să fac și altceva. Dăm și alte task-uri. Cam câte amenzi să mai dau? Câte amenzi? Opa. Avem și gagicuțe. Îi dau o amendă pentru port ilegal de frumusețe. Mamă, ce cocalar am fost. Opa. Expired parking meter. The car over there is illegally parked in expired parking meter. Aaaa. Pot să mă uit pe asta și să văd dacă le-a expirat, dacă le-a expirat parcarea. Uite, de exemplu, ăstea i-a expirat că e cu roșu. Uite, ăstea, ia să vedem. Ăstea i-a expirat parcarea și pot să-i dau parking ticket. Expired license, please, nu, special zone parking, parking, da. Pot să-i dau amendă pentru că i-a expirat parcarea. Ce tare, deci sunt mașinile astea, broboții așa de pe margine, care îți arată dacă a expirat parcarea sau nu. Uite, ăsta, de exemplu, are expirată. Următorul, validă. Ăsta, stai că nu văd. Ăsta cred că e validă, nu? Da, că e cu verde, validă. A, ce tare! Acum pot să mai verific încă o dată. Mai dau niște amenzi. Valabilă, valabilă. Valabilă. Bă, nu mai găsesc și un, bă, niciuna expirată, nu? Valabilă. Bă, îmi place. Deci, practic, jobul meu e să patrulez prin oraș și să... Oh, mă, ce prost sunt și eu. Opa. Pot să verific dacă blocuțele de matriculare au fost expirate sau nu. Ok. 19 octombrie. Păi și cum îmi dau eu seama? Ia să vedem. Păi nu, vreau să verific plăcuțele. Cum le verific? A, păi nu știu cum să verific plăcuțele. Asta e problema. Nu, păi și dacă vreau să verific plăcuțele, cum fac? A, 20 octombrie. A, nu, în octombrie 2020 expiră. A, păi și sunt ok astea, nu? Octombrie 2020. Octombrie 2020. A, sunt ok astea. Am înțeles. Uite, am învățat o chestie. Bun. Hai să vedem la băieții aici cum sunt cu parcarea. Bă, da, vreau și eu să fiu chemat. Bine că momentan sunt așa, sunt cam pielea. Știți voi. Momentan sunt cam nimeni, de asta nu mă cheamă ăștia la intervenții. În martie 2021 expiră. Ok. Martie, octombrie 2021. Ianuarie 2021. Nu sunt ok. De ce nu sunt ok? Așa, de ce nu erau numerele astea ok? Că bănesc la asta vă referiți. De ce nu erau ok cu numerele astea? Că e octombrie 2020, eu așa îl văd, nu? Iar noi suntem în 5 aprilie 2020, deci mie mi se pare ar fi ok numerele. Păi de ce nu e bun event, asta zic. E octombrie 2020. Iar noi suntem în 5 aprilie. Păi mi-a dat jocul hint, dar eu mă uit la data pe care o am acolo în stânga sus. Iar acolo în stânga sus îmi scrie că sunt în 2020. Înțelegi? Hai să-i dăm amendă, dar mică, îi dau amendă iurea și o să-mi scadă puncte. Salut, unde ai și mie mod, te rog frumos, Mateo Olaru. Păi? Da, dar nu înțeleg de ce îi dau astea oameni, cred că îi dau oameni, dar în pulea.
Bă, nu, i-am dat bine, dar de ce? Dar nu înțeleg de ce nu sunt nume, de ce nu sunt numerele bine. OFTS00 OFTS00 OFTS00. Păi suntem în 2021, dar tu vezi ce scrie acolo sus, uite. Acolo sus scrie 2020. Monday, luni. Păi scria, dar nu-mi dau seama de unde și-au dat ei seama. Bun, hai să continuăm, că mai am de dat câteva amenzi, după care poate îmi dă și mie altă tască. Practic eu fac munca de jos acum, ca o să dau amenzi de parcare, știi, ultima speță de polițist. Mai 2021. Haide, mă. S-a întâmplat ceva dubios pe aici, nu? Ăsta vinde ceva ilegal? Nu vinde, nu? Ok. Trebuie să mă uit și pe la oameni, din câte înțeleg. Doamna aia admiră o floare, nu e nimic ilegal. Ăsta ascultă muzică. Bun. Tu? Vreau și la telefon. Ok, aici avem o mașină. Aha, e parcarea, e ok. Ia să vedem. Cam... Opa! Mașina asta pare cam prost parcată, dar are parcarea cum trebuie. Hai să vedem când expiră numele. Aaaa! 2019! Direct. Direct amendă. Ce ai? Nu există așa ceva. Direct amendă. Direct amendă. Ești nebun. 2021 e ok. Opa, parcarea cum e? Parcarea e validă. Ok, e bine. Ce avem pe aici? Da, câte amenzi să mai dau, că vreau să fac și eu altceva. Uite asta cum parcă să mă rămâsă. Măcar parcarea e validă, e validă, dar așa parchez, mă, mâncați așa. Tu, nu uite-te și tu cum parcă. A, și pot să dau amendă și dacă e parcat prea aproape de trecerea de pieton, corect, corect, ia să vedem. Nu, deci cât îmi place jocul ăsta, sper să aibă content mult, mult, mult și să nu mă plictisesc. Sper să aibă content foarte mult. Ok. Nimic dubios, nimic dubios. Să vedem pe partea ce se întâmplă, nimic dubios. Asta practic ar fi stația de poliție. Păi și o mașină, n-am și eu de poliție, nimic. Ia, pot să intru înăuntru? Ok. Mamă, nu mai văd nimica. Bun. Mă duc la mine la birou aici și sit. Nu pot să stau jos? Bă, nu pot să stau jos? Nu, ăsta e biroul meu. Ok. Înseamnă că momentan nu-mi dă alte task-uri. Bun, hai să vedem. Îi dăm amenzi de parcare dacă așa se vrea. Hai să vedem ăștia doi. Trebuie să termin tura. Te anunță de la secție când se termină. Ah, ok, 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 gata, am înțeles. Mulțumesc pentru informație. Ăsta e ok. Hai să vedem cu numerele cum stăm. 2021. 2021 e ok. Domnii ăștia doi, cum stau cu parcarea? E ok, număr de matriculare. 2021. 2021 și parcarea? Verde. Bă, e bine. Bă, fii atent că sunt... am dat câteva amenzi, dar nu chiar așa multe cum așteptam. Ăștia aici? Opa! 2020. Oare și ăsta trebuie să dau amendă, nu? Bro. Parking pentru expired license plate. Ia să văd dacă am făcut bine sau nu. Pentru mașina de poliție trebuie să faci level. Mi-a scăzut, dar de ce? Că e parcată și că nu contează dacă... Că e parcată pe domeniul privat sau... Păi cum, mă, la prima m-a lăsat să dau amendă și la asta nu m-am făcut bine. O, mă, că le învăț. Asta e ok. Oameni dubioși, nu avem niciun om dubios. Tot pe... Opa, ăsta pare parcat pe bordură. Ia. L-a luat radarul. Bă, aș putea să-i o ridic pe asta, da? Hai să nu fiu bulangiu. Îi dau decât amendă și atât. Position, așa, pe trotuar.
Bă, ce îmi place. Nu știu de ce nu m-am făcut eu polițist. Deci eu trebuia să mă fac polițist. Ăsta e jobul care îmi place. Eu trebuia să mă fac polițist. Fii atent că trebuia să mă fac polițist, că îmi place toată treaba asta. Bă, dar ce mașini modificate, tunate, să i-am dat amendă, bun. Ia să vedem, doamna aici ce face? Nimic dubios. Ok. Băiatul ăsta are armă ceva? N-are nimic, ok. Ia să dăm aici. Parcare validă. Validă și parca cum trebuie. Opa. Taxi stand. Pe și asta e mașină de taxi, nu? Ok. Deci aici e stație de taxi. Ăsta. Taxi zone. Deci aici, ăsta n-ar trebui să fie aici pentru că nu e taxi, nu? Corect sau nu? Deci aici e doar pentru stația de taxi, din câte văd. Iar el ar fi trebuit să fie parcat în dreptul unui astfel de roboțel. Așa că ăsta primește amendă pentru... no parking area. Hai, du-te în măta cu duba ta. Ia, îmi dă punctajul? Păi, dar de ce mi-a scăzut că nu e parcat unde trebuie? Și că dacă au droguri asupra, poți să-i arestezi. Da, asta știu. Știu că am citit asta. Bă, dar ăsta n-avea voie să parcheze aici când... Casa e zonă de taxi, deci de acolo până aici e zonă de taxi. Și de ce nu mă las... No parking area. Special zone parking. By hydrant, deci dacă e... Meter expire by the fire hydrant, deci dacă e, dacă obstrucționează hidrantul de apă sau nu parking area. Tickets care for standing in a spot not intended for parking. Păi și ce trebuia să-i dau astea? Special? Asta? A, da, asta trebuia să-i dau, ca parcat pe locul unui taxi, într-o zonă destinată taximetriștilor. Da, uite astea, vezi că acum am făcut bine. Gata, n-am știut că am și opțiunea asta. Opa. Tipule, bă, sunt dubioși unii că stau așa prea... Gata, mă, gata, nu, asta era. Trebuia să-i dau o amendă pentru că a parcat într-o zonă de taxi. Bun, ăsta e valid, ăsta. Stare geamurile astea cam... Mă, ce m-am speriat. Mi s-a terminat shift-ul și ce fac? A, mă duc acasă acum, nu? Adică mă duc la sediu. Ok. Trebuie să o ridici. Păi nu cred că mai pot să mai fac nimic acum, că mi s-a dus shift-ul. I've got a car here that needs towing. Can you Cam send o a să o record to my ridicăm. current Hai să o ridicăm, location? cum a zis, relaxing music, just mai. Sure, it'll be with you shortly. Gata, pe asta am ridicat-o. Asta e pusă invers, așa puțin că eu... Parking ticket. Position. Wrong direction. Gata. Dar știi că eu am ieșit din tură, de ce nu... Opa! Vine să o ridice? Ia să vedem. Sunt curios dacă o ridică. Ia uite, mă, vin băieții să o ridice. Ha-ha! Ce-mi place! Ce-mi place! Vin băieții să o ridice. Ce-mi place! Când fac rău. Bițarule! Ia uite cum e ea. Aha! La revedere! Puse, puse și se duse, cum zicem noi în Oltenia. Puse, puse și se duse. Gat. Bun, hai să ne întoarcem la sediu. Sediu era în partea asta, dacă nu mă înșel, să vine vreo mașină. Se mă, să trec și eu repede. Gata, nu mai dau nicio amendă în afara programului, mă duc să vedem despre ce e vorba. Ca așa mai găsesc eu ilegalități dacă mă gândesc puțin. Opa, ce are asta mână, mă? Bă, alo, ia stați-mă puțin. Domnul, se primește o amendă pentru că ai aruncat gunoaie pe jos. Îți vine să crezi? Bă, l-ați văzut că ai aruncat gunoaie pe jos ăsta, bulangică ăsta. Hai, salut. I-am dat amendă, mă, că a aruncat ceva pe jos. Voi ați văzut? A aruncat o doză pe jos. Că s-a auzit.
Bă, lu polițist Dadu nu-i scapă nimic, mă. Bă, eu sunt bun pentru jobul ăsta, eu vă spun. Dar unde mi-e... Ah, uite, în direcția asta. Stai că nu mai știam unde am sediu. Nu-i scapă nimic lui Dadu. L-ați văzut cum l-a mars? El credea că aruncă doze pe jos în fața mea. Bun. Între timp vă reamintesc că să dați și voi un click pe butonul ăla de like dacă vreți ca să mă ajutați și pe butonul de subscribe dacă încă n-ați făcut-o sau dacă vă place ceea ce fac, bineînțeles. Hai să vedem ce am făcut astăzi. Îmi spune și mie ce am făcut astăzi? Ia să vedem. Deci neapărat like și subscribe dacă încă n-ați făcut, mă ajută foarte mult. Instagram în descriere, mai apare din când în când pe chat. Gata, acum am întors. Deci am făcut cât? 104 experiență, încă n-am făcut level. Trebuia să mai dau niște amenzi, vezi? Nu am fost ce trebuie, dar am dat, uite. Am dat de parcare o grămadă de parcare, am dat și unui pieton. De fiecare dată dacă dau la pietoni îmi dă mai multe puncte, văd. Îmi dă 10 cam tot timpul. Și m-am fost și penalizat cu minus 28, no partner compensation, 22 când mi-am făcut treaba singur. Păi, ok, adică, da, nu mă plâng, e bine. Cat. A new day in the office. Tot aici. Tot aici, ce să mai... A, și pot să mă joc 5 shifturi. Ca să fac misiunea asta. Ok, ce să mai... 5 shifturi. Hai, ăsta e următorul shift. Cop Police Dadu, da. 63 de like-uri. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Dacă am strânge 100, ar fi, nu știu, tot ceea ce îmi doresc eu astăzi de la live-ul ăsta. 100 de like-uri și nu mai zic nimic. Sunt cel mai mulțumit. Hai, bă, dar mă pusei pe Fortnite, ce dracu fac aici? Băgai pe... Lasă Fortnite-ul, Dadule. Haide. Lasă Fortnite-ul. Hai să vedem ce... Opa! Hey, sexy lady. Te văd! Am crezut că oprim cu ceva de asta, m-am întors așa brusc. Bun, hai să vedem repede ce amenzi mai dăm. Gata, niște amenzi repede. Asta pare ok, asta pare ok. Văd o mașină. Da, ce avem noi aici? Ce avem noi aici? O mașină parcată pe dos. Panele aruncate pe dos. Bun. Fii atent aici. O să-i dau așa. Pentru că e parcată într-o zonă ce nu prevede parcare. Aici. Da? Și o să o și ridic. Îi dau și amendă ca să vedeți cât de bulangiu sunt. Îi dau și amendă și o și I've got a ridic. car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Hei, colegul, am un frer care a parcat aici, un frer cu itrierii albaștri la plăcuțe. Ce zis, mă, că nu vine să o ridice? Nu știu ce zis ăsta, să vine sau nu să o ridice cineva? Păi, cum să nu veniți, mă, să o ridicați? Vine cineva sau nu? Bicicletă. Bă, nu spune că nu vine nimeni să ridice de acolo. Eu mi-am făcut treaba, eu am chemat. Nu aveam voie să trec pe roșu, deci trebuie să respect și eu regulamentul. Ah, ok. Asta ce face aici? Pac. Ticket prima dată. No parking area și o și ridicăm. Bă, dar nu vreau să-mi ridice pe aia, fii atent. Bă, de ce nu vrea mă să o ridice? I've got a car here that needs towing. Hai. Can you send a wrecker to my Avem un current fraier cu location? jeepan aici. Ce, își vrea mașina. Location that's easy to reach. It'll take some time, but we'll take O care ridică în of it in the next 24 de 24 ore. hours. Ok, ridic-o când vrei tu, eu mi-am făcut datoria. Am anunțat, acum... Bă, ăsta are numerele expirate. Bă, de ce eu nu înțeleg cum e asta cu numerele? Că i-am dat amendă bolia care avea tot așa, august 20 aici și mi-a spus că nu e bine. Deci la primă e bine. Cum e cu ăsta? Nu dau seama. Sunt expirate sau nu? No parking. Între 8 și 12. De ce ăsta n-are voie să parcheze aici, nu? Tuesday. Adică astăzi. Ăsta n-are voie să parcheze aici între 8 și 12.
Ghici cine își ia amendă. Ghici cine își ia amendă. Nu parking area. Dar cum îi dau parcare interzisă? Dacă îi dau asta, cumva e parcarea interzisă aici. Nu mi-a scăzut. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it'll be with you shortly. A, pe asta o ridică, da? Bun, perfect. Ia să vedem dacă vine să o ridice. Și, deci pe aia nu vreau să o ridice, dar pe asta vreau să o ridice, nu înțeleg. Foarte ciudat. Ștefanel, salutare, Ștefan Fănel, salutare, Mihai Daniel Stâncă, Stănică, scuze, salutare. Vin colegii să o ridici, a, uite, gata, vin băieții din partea aia. Vin băieții, mă. E că vreau să văd când o ia. Aici, colegul! Ăsta din partea asta, fraierul ăsta. Ăsta. Ăsta de aici, hai. Că scrie clar că n-are voie să parcheze astăzi între 8 și 12. Special parking trebuia să-i dai. Ok. Hai. S-a dus. Păi și al și pe ăsta din față, trească familia ta, nu poți să-i două. A, aici am anunțat deja, nu mă interesează. Mă, nu poți să-i dau o palmă peste fundă ăștia, nu pot. Bună. Aș vrea să-i fac o percheziționare. Possessing drugs, match a description, distribute drugs. Detaining someone for drug possession. Yes. I have probable cause that you were part of a drug deal. O acuzai? No, you must be mistaken. I hate drugs. Bă, da, cum? Ah, search. Ia vino mă încoa. Ia vino încoa. Hai. Pipăim femei. Simulator. Bă, păi și avea ceva sau nu? I can't go to jail. Avea ceva. Mă, și n-am armă în dotare. Stai așa. Stai că dau cu teaser-ul în ea, să vezi ce o electrocutez. Ai mă, prostule, dadule. Mamă, deci avea ceva alea, ci că urăște droguri. Am prins-o. Păi și eu cum trec pe aici? Că eu n-am voie să trec pe aici. Mă. N-am voie să mă duc acolo, nu? Am pierdut-o, bă. Dar nu știam, bă, police computer, equip gun, pot să... Nu-mi trebuie, mă, asta. Bă, uite, ai avea droguri la ea, mă. Bă, ce m-am blocat în gardul ăla, că-mi vine, I lost her. Tu! Ce necază mie! Mi-am dat seama că are drogul ăla, că era prea dubioasă. Ce faci, mă? Ascult muzică. Bă, mi s-a părut că e dubioasă. Opa. Ăsta e pe telefon, nu pare avea droguri. Ia să vedem ce face ăsta aici. Hopa mitică. Ce face băieții? Nu e, bă, am ratat-o, bă, nu vine să... Deci nu vine să cred că am ratat-o pe gagica aia. Păi până să pun eu pistolul în mână și să o curentez, să dusă. Dadule... Făcuși treabă, dadule. Am trecut pe roșu. Păi am trecut pe roșu că... Am treabă aici. I stopped you because I have probable cause that you were part of a drug deal. No, that's just not true. It's chalk powder. I'm a painter. Îl întrebai de droguri, că spuse că îl bănuiesc de droguri și zice că nu e pudră de vopsit, că el e din ăsta, artist. Ia vină încoa, domnule artist. Domnule artist, ia să vedem.
Are ciocolată, chei, mai așa, Ninja Star. A. Deci are ciocolată, chei, chei de la mașină și Ninja Star. Păi nu, că n-ai voie să ai acel Ninja Star. Fii atent aici. Îl încătușez pentru illegal weapons possession. Păi stai așa, că steluța aia pare a fi ilegală, nu? Carrying a switch blade sau gun. Bă, nu că ai o steluță ninja. Dar și steluța aia ninja e destul de... Chiar mai vină o dată. Ninja Star. Frisk. Bun, păi și... Nu pot să-i le iau? Nu pot să-i le iau, oare? Your ID, please. Here you go, officer. Ia dă-mă buletinul ăla să vedem despre ce vorba. 8.21. Încă nu i-a expirat. Donor Anthony... Bă, ăsta pare să fie. Bă, dar stai puțin, cum iau eu steluța aia ninja? Am decât 3 perechi de cătușe, deci ar trebui să am grijă pe cine arestez. Bă, dar mi se pare că aia e totuși armă. Carrying a switchblade, un briciac, dar nu... Și steluța aia e periculoasă? Hai, du-te, lasă. Vezi, mi-a scăzut 20, dar... Bună. Direct căutare, nu mai sunt la discuții. Direct căutare, nu mai... Oh. Ia să vedem ce are fata. Pocketbook. Ah, pocket knife. Ce să mai... Pocket knife. Ești vrei să... Ate, s-o arestez direct, nu? Please, no. Polaris transport, da. I need some backup here to take a suspect into custody. Gata, păi umblă cu briceagul aia, e din Craiova asta. Păi și-mi trimisă sau nu? Că eu nu înțeles să-i. Îmi trimisă pe cineva sau o las așa? Nu. Cred că îmi trimisă, nu? Hai să văd dacă vine să ia cineva. Ăștia sunt? Da, cred că ăștia sunt. Uite aici, uite aici. Ia e. Ia uite, vine colega. Hai, colega. Terenul nu opune rezistență și bla bla bla. Haide, gata. Mersi, colega. Bun. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O mașină parcată... Prost, iau tu. Asta îi dăm și parcare, fii atent. Nu parking area, îi dăm și amendă și o și ridicăm. Bă, îmi place că trebuie să găsesc chestii care nu-s la locul lor. Ia. Bun, eu am anunțat, mi-am făcut treaba, dacă vrea să vină să ia bine, dacă nu, nu. Bă, trebuie să prind pe cineva cu droguri cu asta, dar nu e niciunul așa mai dubios. Să vedem. Să rămână. Despre droguri vă întreb și eu. Hai totuși să o căutăm. Opa, mi-a intrat o muscă în cameră, nu crede. E prima muscă care mi-a intrat în cameră de când m-am mutat aici. Acum n-am avut muște. Ciocolată. Human are dinte de om. What the fuck? Ok. Good to go. Bye. Hai. Hai. Wow, avea dinte de... Opa. Ce avem aici? No parking Tuesday între 8 și 12. Păi... 12? Nu. Ok. Parking ticket, special parking zone, nu? No parking area. Nu știu care dintre ele trebuie să o dau. Eu nu, cred că dau direct să o ridice, nu? I've got a car here that needs towing.
Can you send a wrecker to my current location? Sure, it'll be with you shortly. Gat, se ridică și asta, s-a rezolvat. Mamacita! Se joacă pe telefon, ok. Ăsta apare, ia uite. Ăsta e foarte suspect, pare așa cam drogangiu. No, that's just not true. It's chalk powder. I'm a painter. Ești painter? Ia să vedem ce are painter în buzunar. Presim că-l iau. Cuțit? E sigur că ai cuțit? Ma. Please. No. Aha. Please. No. I need some backup here. Gata, mă, bă, cum l-am mirosit, n-a avut droguri, dar a avut cuțit. Understood. We're sending the closest transport to your location. Bun. Am luat. L-a ridicat și pe fraierul ăla. Bun, ia să vedem cu dubița asta ce e aici. No parking, e aceeași poveste, nu? Da. Pe ce să mai... I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Iar, deci făcui prea multe greșeli. Și m-a dat afară. Trebuie să le reiau ziua. Dar de ce, mă, că scria clar că n-are voie să parcheze acolo astăzi între ora aia și ora aia? De ce? Mamă, trebuie să reiau ziua. Dar de ce? Ce greșeli făcui? Pur și simplu că mi s-a părut... Adică câțiva oameni care mi s-au părut suspecți și ăsta care pur și simplu n-avea voie să parcheze acolo. A, păi nu mai dau nicio amendă de parcare atunci, dacă așa se treabă. Ia uite, bă, ce mi-a făcut. Ok. Iar trebuie să găsesc, mă, să o găsesc pe suspect aia. Ia uite ce m-a enervat. Ăsta e la costum și cămașă, nu prea pare... dubios, hai să vedem ce avem aici. Păi, tati, ce, mă, că scria clar că n-are voie să parcheze. Uite, no parking, Tuesday, între 8 și 12. Are parbrizul, mama, are parbrizul spart ăsta aici. Lol. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it'll be with you shortly. Bun. A, tipule. Ia zi despre droguri, așa, de, știi ceva despre droguri, consumi? No, you're wrong. That was a sandwich. Bă, să-l cred? Hai că-l cred. Have a nice day. Mi-a scăzut 5 puncte, deci hai bine. E greu să-mi dau seama de oameni ăștia care sunt dubioși. Care ar putea avea droguri. Ia, ce-o fi, îl caut. Direct îl caut, nu-l mai întreb. Ia, dă mâinile, hai la căutări. Tu, mă, să aibă un cuț. No way! Fugi, dadule! A, ăsta are ceva la el, fiți atenți că are ceva la el. Că nu m-a lăsat să-l caut. Mamă, să vezi ce le loc. Îl prind, îl electrocutez. Bă, mi s-a părut mie că e dubios, fiți atenți aici. Police, stop! Police, stop! L-am electrocutat. L-am electrocutat. Vreau să văd ce e la tine. Deci dacă mai fugi odată, te mirlesc. Ce aveam? Oh, mă, marihuana și cuțit. Marihuana și cuțit. Fii atent. Ia uite-l. Dar așa, de care avea? Nu mai contează de care avea. Important e că avea. I have to arrest you for carrying too much cannabis on you. Please move on to the sidewalk. Cred că trebuia să iau pe cealaltă, că nu avea foarte multă. I need some backup here. Gata, mă, l-am luat.
Eu te las că văd că toată lumea are ceva cu mine. Păi, da, dar poate ai făcut prostii. Cine știe? Nu m-am uitat chiar tot timpul pe chat, spre rușinea mea. Bun, aici ce? Aici e zona de taxi, până unde? Deci aici e zona de taxi, asta n-ar avea de ce să parcheze aici, așa că pe asta ar trebui să le cam ridic direct, nu? I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it'll be with you shortly. Hai mă, ia-l, nu mai discuta cu el, ia-l direct. Asta, opa. Zic că ăștia fac o combinație aici. Ah, nu, e doar un bug. E doar un bug, ok. Ia uite-l. Aha. Fraiere. Aici cu ăștia am rezolvat, hai să vedem următorul. Trebuie neapărat să îmi fac punctele de experiență și să nu mai fac greșeli. Deși eu mi-aleg numai cazuri din astea așa mai grele. Să-i caut de droguri, să-i, știi, ca să îmi iau experiență multă și uite că o mai cafez. Ok, ăsta. Ok, cu parcare e bine. După asta. Oh, ușor, mă. După asta e ok, bun. Pare puțin dubioasă, da, hai să zicem. E verde, e verde. Era roșu. Fuck. Trecem și noi? Așteptăm la semafor. Nu am și dacă trec pe roșu, iară mi-a puncte. Tu, domnul? Ceva la tine? Nu. Uite, asta pare cam bagabond. Nu te simți nimeni portat, ai bagă mare. Păi ce aveți, mai sunt dezrătăcioși cu oameni? Fii și voi mai pașnici. Parcarea... Opa. Aici e parcare de persoane cu dizabilități și atunci eu o să-i dau două amenzi. O să-i dau una că a parcat pe zonă special pentru handicap, da? 1. Asta unul la mână. Da? Și 2 la mână. Bine că ci că nu e bine și 2 la mână a parcat pe trotuar. Not. Păi, și eu cum îmi dau seama dacă ăsta e handicapat sau nu? Au, uite bă, că scrie aici că e handicapat, vedeți? Și nu trebuia să-i dau amenda pentru handicapați decât faptul că a parcat pe bordură. Eh, n-am știut, dar am descoperit acum. Ok, nimic dubios. Nimic dubios, bun. Bă, îmi place că jocul ăsta chiar te lasă să iei tu ce decizii vrei, te plimbi pe unde vrei, nu e gen liniar, nu are o poveste să te ducă doar unde vrea mușchiuletele lui. Pe tren, George, salutare, bine ai venit. Și salutare la toată lumea care a intrat mai târziu. Nu uita să apăsați butonul de like dacă... Dacă vreți, dacă vă place ceea ce vedeți. Și butonul de subscribe dacă sunteți noi sau dacă încă n-ați făcut-o, de ce nu? Hey, sexy lady. Ce știi, mamă, dar dacă fac chiar gaf. 96, încă 4 like-uri și mi-am îndeplinit țelul pe astăzi. Raportul se face ori prin toxic behaviors, ori prin ok. Nu știu ce a zis asta, așa că o să o caut direct. Hai. Mai pipăim și unei femei. Pipăit simulator. Marihuana! E bine că nu fuge. Îmi place că nu fuge și că e cu minte. I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Nu era driving, nu era driving, nu era driving. Nu, nu. Please don't do that. Nu era driving. I'm taking these handcuffs off. Thank you, officer. Nu era driving, era asta. Asta prima. Possession of narcotics. Asta. I have to arrest you for carrying too much. Vei face clipuri cu acest joc, Robert? Nu știu, vedem. Ori live, ori clipuri, vedem. Andrei Tebrean, salut. Hai mă, gata. I need some backup here to take a suspect into custody. Gata. Understood.
We're sending the closest transport to your location. Gata, mă, cum am prins-o. Bă, înseamnă că în jocul ăsta sunt foarte mulți care au droguri la ei. Dar cum ies eu de aici? Nu pot, nu? Ia să ocolim atunci. Aici mă blochez, nu e bine. Ăștia să parcară până în buză. Ăsta? Da, să-l împace. Bă, niște amenzi de parcare. Aici n-am voie să trec. Sau am voie. Uite, pot să iau pe aici. Bun. Asta, de fapt, e o parcare foarte mare. Nu cred că am ce să găsesc în ea, că nu apuc să iau toate numerele astea la puricat. Decât dacă... Ia să vedem. Există vreo zonă de parcare pentru persoanele cu dizabilități, că dacă ar exista, aș putea să mă uit acolo, să văd dacă e cineva parcat aiurea, dar nu există. Pot să mă duc pe pod sus? Wow. Wow, cât... Bă, deci cât mă lasă jocul ăsta să mă plimb. Îmi place rău de tot. Îmi place rău de tot. Opa. Asta e cu minte. Asta e cu minte. Unde ar trebui să mă duc? În partea asta. Ok. Stați așa o secundică. Bun. Știu și pe deasupra amenință că-i dă lui Dadu report la canal. Cine m-a amenințat? Că n-am fost atent. Sau de ce îmi dă report la canal? Că asta aș fi mai curios. Cristinel Bortoș, salutare, salutare, bine venit, salutare. Eu auzi report la canal. Păi ce am făcut, mă, domnule, să-mi dai report la canal? Cu ce te-am supărat? Ticket, în primul rând, pentru că nu e zonă de parcat aici. Am sper să nu mai fac gafe. Bun, perfect. Ok. Și să o și ridicăm? Nu, las-o aici, nu mai ridicăm. Că iar îmi scade puncte dacă dau ca să o ridic, că zice că sunt prea multe. Poți să trasez pe aici, da. Mașinile astea sunt la semafor, nu? Bun. A arestat-o pe domnița aia acolo. Ok, hai să vedem ce mai e în regulă pe aici. Bă, la oameni, sincer, mi-e frică să mă mai bag. Uite, știu, mă bag la oameni și mi-au sancțiune. Andrei devine... Oh, upgrade la sponsor. Mersi mult de tot, Andrei. Wow. Mamă, ce random a fost asta. Mersi mult de tot. Chiar mă ajută extraordinar de mult. Mersi, să rămână. Și bine ai venit în rankul de sponsor, Luigi. Mersi mult de tot. Ia să vedem pe tipul ăsta. Nu pare dubiu. Opa! Opa! Opa, hopa! Parcăm aici, așa, să-i dăm o amenduță. Pentru poziții, că e parcat pe trotuar. Bună seara, bună seara, dragilor! Cristian Sava, salutare, bine ai venit, salutare, salutare, Gabriel Muscălău. Vezi că dai amenza aiurea, au voie cu iarbă, depinde cantitatea. Bă, cum să aibă, mă, voie cu iarbă? La mine, în cartierul meu, nu au voie cu iarbă. Valid aici. Deci trebuie să-i las cu iarbă la ei, nu-i las, mă, la mine în cartier. Se cam roșu. Iar un scade puncte. Mă, mai am 30, dacă mai fac două gafe, aia e. Așa se eu random. Bă, mersi mult de tot, chiar apreciez și... Chiar înseamnă mult. Opa! Cineva care a trecut pe roșu. Ce faceți, domnul meu? Ce faceți, domnul meu? Ias. Hai să-i cerem buletinul întâi. Hai să vedem. De ce ai trecut tu pe roșu? De ce ai trecut tu pe roșu când eu sunt aici? Mă sfidez cumva. 2-10 nu e expirat încă. Ok. Și de ce ai trecut tu? Hai să-i dăm o amendă. Jaywalking. Jaywalking. Oare asta, nu? Când nu traversează pe unde trebuie. Să-i dau gata, verbal warning. Ok. Nu-i dau amendă, sunt băiat calmea. Băiat calmea, mă! Gata, acum traversăm și noi. Vezi? Mi-a scăzut iară 10. Mă, de ce mi-a scăzut 10 când n-am mai făcut nimica? Chiar m-am comportat cum trebuie. Deci trebuie să am grijă. Că îmi scade tot timpul puncte. Nu înțeleg ce fac greșit. Pur și simplu a traversat pe roșu și am dat un avertisment verbal. Ia uite ăsta cum stă pe bancă. Zici că e banca lui ăsta de acasă. Ăsta aici? Ia să vedem ce scrie aici. Scrie aici că e zonă de parcat pentru
Taxi, ok. Deci e parcat aiurea, o să-i dau amendă, nu? Special zone pentru taxi. Ia, deci dacă îmi scade și acum și nu-mi dă puncte, mă nebunesc. Mă, de ce mi-a scăzut? Deci ăsta e parcat în zonă pentru taxi și ăsta nu e taxi și am dat amendă că e parcat într-o zonă de taxi. Uite. Taxi stand. De ce mi-a scăzut? Că i-am dat amendă ăstuia. Ăsta e clar pus pe porțiunea asta unde ar trebui să stea taxiurile. De ce? De ce? Dacă poate să-mi explice cineva de ce. Trebuia ridicată. Păi și când am dat ca să o ridic, mi-a spus că nu are în zonă și... Oam, până mă obișnuiesc cu jocul ăsta, dar îmi place oricum. Mai repet o dată ziua, ai. Că se valid, mă, bă, mi-e și frică să mai dau amenzi, vă jur. Mi-e frică să mai dau amenzi, că uite și tu cum îl iau. Mai fac o gafă și la sud. Hai că mai am puțin din shift și scap. E ăsta. Ok. Al naibii care o mai da amenzi. Dau amenzi și uite și tu mi-l iau peste but. Uite, eu de exemplu și pe asta, pe astea două eu aș da ca să le ridic. De fapt nu sunt, pe parcare, ok. Ăsta e parcat unde trebuie, ăsta de aici. Parcat unde trebuie, dar ia să demi valid, e valid. Nu mai, bă, nu mai dau amendă, să fiu al dragul dacă mai dau vreo amendă. Să facă fiecare ce-o vrea în cartierul ăsta. Ia să vedem ce scrie asta aici. Scrie ceva despre droguri? Scria un mesaj, dar nu știu dacă... Ia mă, ce scrie în telefonul ăla? Domnul meu. Păreți puțin cam suspect. Opa. Nu îi mai dau, bă, nimica, că... Iar mi-au eu peste bot din cauza lui. Să facă ce vrea fiecare. Hai să mai mergem pe partea puțin să vedem ce se întâmplă. Opa. Uite unde parcă ăsta, băi, ești nebun. Uite, spre exemplu, pe asta. O ridic sau îi dau amendă când a parcat într-o zonă? Uite, eu de exemplu, eu i-aș ridica-o că e pe trotuar, practic blochează tot trotuarul. Ia să, a 10, în sfârșit o decizie bună luată de inspector Dadu. Uite, vezi? Și până i-o ridică, la revedere și... Opa. Parcare expirată, hai că mai dăm o amendă. Așa. Eu vreau să prind cazuri de alea grele cu droguri, de asta... De asta o mai gafez. Asta? Valid, ok. Pentru numere expirate nici cum mă mai bag. Dar vreau să-mi dea mașină, mă, și mie. Să trec la next level. E roșu? Roșu. E roșu. O, oh, Marian, salut! Eu fac pizza, adineori am venit de la muncă. Mamă, ce poftă mi-ai făcut, Mariane. Mariane, n-ai avea noroc. N-ai avea noroc să ți se coacă pizza. Mamă, ce poftă mi-ai dat acum. Deci când mi-ai zis că faci pizza de aia, de aia făcută acasă, mamă, cum a luat. Să mă șterg că... Mă șterg de la pizza lui Marian. Să ai poftă, să ai poftă. Vom trecem și noi cum să trece pe verde. Da, oare dacă nu alerg și merg așa normal, risc să-i prind mai... Ăștia doi par puțin dubioși. Ia doi par puțin dubioși, dar eu știu. Mai am 10, dacă mai fac 10 gafe, iar mă dau ăștia afară. Nimeni care aruncă gunoaie, nimeni nimic? Cu salam, cu salam, nu cu pește. Pizza cu pește cred că am mâncat de vreo 2-3 ori de aia cu ton. Dar nu e, opa. No parking. Păi și ăsta de ce parchează aici?
Dar nu ești că îi mai dau amendă. Aici să stea. Mă mai bag să dau amenzi. Să mă scadă ăștia din... din funcție. Valid, valid. Nu mă mai bag pe amenzi. Parchează fiecare unde vrea. Da, pizza cu pește. Am mâncat de vreo 2-3. Adică cu ton. Cu ton am mâncat. Dar nu mi se pare cea mai mare combinație. Uite, taxi zone. Ăsta stă într-o zonă unde ar trebui să stea taxiurile. Ce să-i fac eu astea? Uite, și are și parbrizul spart. Să o ridic direct, nu? O ridicăm pe asta, da? Și că de-o le-am zis că răspunde dacă e greșeală. Da, bă, da, mai fac încă o dată ziua. O ridicăm sau nu pe asta? Ce ziceți? Eu zic că trebuie ridicată, că e într-o zonă cu taxi, are și parbrizul spart. N-ai ce să-i mai dau astea o amendă. Direct o ridic pe asta. Uite, vezi, mi-a scăzut 5 puncte, că nebunesc. Vezi? Mi-a scăzut 5 puncte. Ce nu e bine? Vezi? Mi-a scăzut 5 puncte. A, nici că mai dau amenzi, gata. Acum chiar nu mai dau. Vezi? Am ridicat-o că era într-o zonă de taxi. Și... nu, nu, poate să fie și mama SUV-ului. Nu mă mai bag. Mai am puțin în termin shift-ul și la revedere. O, mă mai bag pe amenzi să facă ce vor. Să-și pună droguri și nas. Mă duc la secție și gata, la revedere, pa. Pa și pusi. Păi ce fac aici? Mi le iau peste nas. Te aici stau. Te aici așa stau. Your shift is over. Atât am vrut. Bă, la limite, dacă mi făceam o greșeală, eram pa. Mă... U sexy lady. Bă, dar ce porniste le-au făcut ăștia în jocul ăsta. Cu ruj roșu, cu fustițe, cu nebunină. Ia mă, ce am greșit. Bă, nu înțeleg. Dacă și când ajung în funcție mare, stați să vedeți atunci. Uite câte puncte mi-a scăzut, bă, băiatule. Și tot nu m-a avansat în grad. Hai de capul. Bă, dar de ce făcu eu gafe, că nu înțeleg. Nu înțeleg, când dau să o ridice nu e bine, când dau să fie amendă iarăși nu e bine. Când nu am anaibii, e bine. A new day in the office. Mai avem 3 zile să facem levelul vieții. To protect and to serve. Hai. Gata, mă, lasă Minecraft-ul și hai. Lasă Minecraft-ul că jucăm mai târziu. Nu mai fac nimic. Tu vezi câtă... Deci cum mă bag în cazuri de la nasoale, de la de vreau să prind cu droguri, cu... Bă, unde mă, gagicuța, ai aplicat? Bă, n-am avut noroc de... Cum mă bag eu în cazuri din astea mai așa, cum, pac, îmi iau... Haide. Îmi iau minus. Nu înțeleg. Am zis expired, license plate, ticket, minus 5. Hai mă, lasă-mă în pace că nu mai dau amenzi. Ia uite-l pe... Uite, ce să-i facem noi ăstuia? Amendă sau să-i o ridicăm? Ce ziceți voi? Ia, fiți atenți, ce ziceți voi? Sandu Adrian, când îți iei mașină? Nu-mi iau acum. Am o mașinuță de-asta mică, mi-am luat-o acum cu 400 de lire. Fac livrări cu ea la Uber. Bine, trebuie să-i schimb niște plăcuțe, niște discuri, dar... Nu am acum bani, nu mă costă foarte, mă costă vreo 200 de lire, dar nu am acum bani să investez, că, na, am altele de plătit. O ridicăm sau amendă. Deci fiți atenți, deci dacă o ridic îmi dă minus, dacă îi dau amendă iar e minus, e ca dracu. Sus cu ea. 10 puncte, bravo mă, ați știut. Amendă nu mai risca. Gata mă. Am plecat. Vini să o ridice mai târziu. Bine atunci. Și trebuie să o țin minte ca să nu mai dau încă o dată amendă. Bun. Gata, mi-am făcut treaba. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Uite, văd unul pe trotuar, un fraier. Ia să vedem. Bă, da, n-am și pistol de la de radar, n-am, nu?
N-am, am decât de sa se electrocutez cu gloanțe și cam atât, n-am cu radar. Ok. Nici lanternă. Ok. A, uite, poate să-mi dea și asta să opresc mașini pe stradă, wow. Ce tare. Păi, hai să vedem ce e aici. Asta e o zonă de parking. Bă, nici că mă bag pe sau doar o să-i dau amendă că e parcat pe trotuar, în rest nu mă interesează. În rest să fie sănătos. Parking ticket. Dar nu e că iar îi dau greșit. Deci ăștia sunt într-o zonă în care scrie clar că no parking între asta. Ah, de ce ai voie să parchezi aici, dar nu între orele alea? Bun, dar ăsta e parcat cumva pe trotuar. Ai, amendă, ia să vedem. E bine sau nu e bine? Hey, bravo mă, Dadule. Hai că a început Dadu să-și dea seama de cum e să fii polițist, de ce trebuie să faci ca polițist. Dar totuși vreau să percheziționez și eu pe cineva. Care de aici ar părea că are droguri? Cred că tu! Este ce acum părtea? Niciunul nu pare să fie așa suspect. Da, opa. Mamă, dar numai păsărici au băgat ăștia pe aici, mă, mâncați-și. Amendă plus bătaie. Este. Parcarea? Valid. Bă, dar eu n-am înțeles cum îmi dau seama de plăcuți dacă sunt expirate. Octombrie 2021, sunt ok. Bun. Aici nu prea văd... Asta e taxi, lol. Ok. Nimeni nimic, nimeni suspect. E verde? E roșu. Și ăsta de ce traversează pe roșu? Hai să lăsăm că dacă îl legitimez iar îmi scade puncte. Lasă-l așa. Nu mă mai bag. Să facă fiecare ce-o vrea. V-am zis. Mă bag doar dacă e caz clar de amendă sau de ridicat. Atât, în rest. Facă-se voia domnului. Ce să-l întrebe pe copilul ăsta dacă are droguri? Ia să vedem. Îl caut direct, nu-l mai întreb. Ia zi, Bobiță. Hai, ridică mâinile. Ia să vedem. Lighter, pocket, watch, smartphone. Stai cu minte, bă, copilul. Bă, iartă-mă. It's fine. Have a nice day. Și îmi scade 5. V-am zis. Știam că o să-mi scadă, știam. Mi s-a părut mie că ar fi puțin dubios. Văd niște mașini parcate pe dos aici. 5 că am trecut pe roșu. Wow! Ia să vedem ce avem aici. Ce zonă e asta? Zonă pentru persoane cu handicap. Ia să vedem. Ăsta e handicap? Da, ăsta e handicapat. A, decât aici. Adică ăsta este bine. Ăsta. Parcare. Validă. Bă, toată lumea e în regulă. Mă, nu mai poți să dai o amendă în orașul ăsta. Nu mai poți să dai o amendă, mă, uite și tu. Ok. Bă, 82 de persoane la ora asta? Wow, n-am mai avut live-uri din astea așa... puternice, ca să zic. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Nu uitați, dacă sunteți noi, să apăsați butonul de subscribe, mă ajută foarte mult. Și dacă apăsați clopoțelul, vă ajută pe voi să primiți notificări dacă vă interesează tipul acesta de jocuri pe care eu îl joc sau pe care eu îl practic pe canalul meu. Ia zi, măi, băiat. Băi, uite, iar mă mănâncă, iar mă mănâncă ca să-l întreb pe ăsta de diverse chestii. I have probable cause that you were participating in a drug deal. No, those aren't drugs. Nu pot să mă abțin ca să nu-l caut, că mi se pare că minte. Deci nu pot abține. Pocket knife, marijuana. Un oz, practic un oz e un gram și ceva. Păi și să-l arestez pentru asta?
have to arrest you for possession of drugs. Ia să vedem dacă îmi scade sau nu. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Și? Nu mi-a dat nici pun, nici nu mi-a scăzut, nu? Stai să vină colega să vedem ce se întâmplă. Nu, în altă ia să verific eu niște mașini aici care sunt parcate. Cum să fim parcate așa, bobiță? Ticket repede. Că e wrong direction. Gat. Mai dăm oameni de așa între timp repede. Cosmin, salut, salut. Bun. 10 puncte, ia să vedem. A venit colega? A venit, there's the backup, ok. Și? Hai la pușcărie. La pușcărie. Bă, dar ce-mi place de colega mea. Hai. Hai mă, în dubă direct, hai. Așa. Cat, salut. Și nu-mi dă și mie recompensă că am făcut treaba asta, că am arestat un suspect, nu? Și că minus 20, bă. Minus 20, de ce mi-a dat minus 20? Cam greu să-mi dau seama de oamenii care au droguri la ei, băi, e greu că nu... Nu prea apar suspecți tot timpul. Bă, pentru ce mi-a dat minus 20? Că n-am fost atent. Opa. Ăsta, de exemplu, are voie să parcheze aici? Nu prea. S-o ridic sau să-i dau amendă? Am nimerit-o! Că avea iarbă puțină! Păi și de la cât e ilegal, că nu înțeleg. Am zis că posedă narcotice, punct. Are voie cu maxim 5 grame. Păi n-am citit asta, sincer. Păi și 5 grame înseamnă că are prea mult. Dar eu nu i-am dat că are prea mult, eu i-am dat doar că are în posesie, punct. Bă, omul că... Mă avansează ăștia în rank să vă feriți. Deci când m-au avansat ăștia în rank să vă feriți, atâta vă spun. Să vă feriți. Opa, ce faci, vrei să te sinucizi? Bro, nu te sinucide că viața e frumoasă. Viața e frumoasă. Opa, ia să începem aici. Ia uite și pe Nea Valerică. Uite pe Nea Valerică. Portarul. Nea Valerică, portarul. Ia să vedem ce mai pe aici. O mașină parcată pe dos. Niciun dubios. Nu există amendă, doar carcare. You sexy lady. Bun. Dă-mi 5 amenzi să te avanseze. Nu, dar amenzi pe bune, nu. Ia să începem aici. No parking, când? Tuesday, ok. Să vedem ce mai avem noi pe aici. Domnița asta pare... Hai să nu iau. Opa! Mi s-a părut că e cineva aici. Nu e nimeni. Mașina asta? Aici cred că e zonă pentru persoane cu handicap, nu? Și asta e handicap? Da, mare handicap, bă. E bine. Bun. Bă, nimic dubios în orașul ăsta. Ok. În parte n-am voie să mă duc pentru că nu ține de mine cartierul ăla. Aici? Ce semn avem? Parcare pentru persoane cu handicap. Ăsta e cu handicap, da. Bă, că e bine parcat. Parcarea e validă. Bă, uite, bă, e totul în regulă, nu vine să cred. Nu-mi vine să cred. Bă, păi... Când nu-l ignor, nu e bine. Când îl ignor, iarăși nu e bine. E ca naibii. Haide. Ia să vedem care-i treaba cu ăștia, că sunt multe mașini parcate aici.
Tot racol. Ce? Asta? Nu înțeleg ce tot m-a notificat acolo în partea dreaptă. Asta e pentru taxi, ia să vedem. Asta e taxi. Da, bă, uite, trebuie să mă uit aici jos dacă sunt taxiuri sau nu, dacă au licență de taxi. Taxi. A, de asta îmi scădea mie taxi. Deci ăștia sunt bine, aici sunt taxiuri. Ăsta, săracul, nu știu cum aterizează el să parcheze așa. Așa să gândi el, mă, că dacă parchează pe trotuar, Dadu o să-l ierte. Dar uite că Dadu nu iartă. Dacă găsești un Passat, să nu-i dai amendă de parcare, să o ridici. A, mă, Iuliane, asta e la... Asta e un atac direct la mașina lui Radu, nu? Să o ridic direct, să nu-i dau amendă, nu? Bun. Văd mașină parcată aiurea pe partea asta, fii atent aici. Mamă, două mașini parcate aiurea. Wow. Păi, de ce e așa? Păi, și pe asta, spre exemplu, o ridic sau nu dacă e parcată aiurea? I-aș da totuși o amendă. Că e parcată pe strâmb. Ia să dăm, scade sau îmi pune? Ia pus, mă, hai mă că știe Dadu acum despre ce e vorba și ăsta la fel. Ia să încep ce aici? Asta e zonă pentru taxi și ăsta e taxi sau nu? Da, ăsta e taxi, dar e parcat aiurea. Ok. Tichet. Poziție. Wrong direction. Gata. Încă 10? Da, hai mă că încep să... Încep să mă pricep. Valid, valid. Da, cu valabilitatea plăcuților încă nu știu cum să o verific, sincer. Nu știu care e treaba asta cu februarie 21, că noi suntem în 20 și... Na, mă rog. Anyway. Bun. Ia să vedem. Cât mai am foarte puțin din tur, deci cu puțin efort s-ar putea să reușesc să-mi iau și eu să fac level, să fiu avansat. Opa, ăsta iarăși parcat aiurea aici. Amendă. Ești pe direcția greșită, băiatul meu. Hai, salut, încă 10. Ia, uite, bă, deci pe strada asta chiar am făcut foarte multe amenzi, asta. Salutare. Vrem searching is more invasiv de infraction and require probably because that person is driving under the influence of drugs. A, deci cu asta caut doar șoferii și cu asta display abnormal behavior like shaking or nervous, finding illegal weapons or drugs. Ia să vedem. Hai. Glasses. Aveam castravete la el. Have a nice day and goodbye. Aveam castravete la el, lol. Ce am zis, mi se pare. Roșu, gata, așteptăm. Unde e Radu? Bă, Radu nu e aici, se pare că m-a părăsit, nu-i place contentul pe care îl fac. Vedeți, de asta nu mă joc el, că e hater în ultima vreme. Vă reamintesc că jocul s-a lansat astăzi, mai exact acum câteva ore. Îl puteți găsi pe Steam, e undeva la 20 de euro dacă nu mă înșel, vreo 18 lire, respectiv 20 de euro. Și băieții promis... Aaaaaa! Oh, ce-ai făcut, băiatul meu? Ai alergat pe trecerea de pietoni și ai trecut și pe roșu, nu? Ia dă-mi... Arată-mi și mie ID-ul, te rog frumos. Here you go, officer. Ia dă-l încoase, vedem, e expirat sau nu? 7-11, bă, nu e expirat, dar... O să primești o amendă pentru că ai alergat ca un... Bă, direct ticket, nu ca avertisment. Da. Hai că infracțiune, ghiai. Salut. It's fine. Have a nice day. Salut, have a nice day. Hai. Să mai alergi tu așa ca boschetarul pe trecere. Sexy lady. Hai să vedem. Ne apropiem așa. Stăm prin zona sediului. Că se apropie ora în care o să ne terminăm tura. Poate, uite, mai prindem o mașină pe aici, acum sau nu. Gând la gând cu bucurie. Aici ce avem? Valid. Valid. Și valid. Ia, numerele cum sunt?
Nu se vede bine. Bun. Îl ridicăm sau amende? Ia să vedem. Îl ridicăm direct. Gat. Salut, e multiplayer, dar dare nu, e single player, din păcate. Bun. Hai să mergem pe partea asta. Scuze-mă. Vedem cu taxiul ăsta, că îmi pare că e parcat... Ia să vedem. Parcarea e validă. Bun, no park, nu, e ok, asta e ok. E ok. Arestează babe care vând pătrunjel, Gabriel. Bă, n-am găsit că arestam poate vreo babă. N-am găsit babe care vând pătrunjel, dar în schimb, eu cred că gagica asta cam vinde pătrunjel. Cred că vinde ea pătrunjel. Sau ce, băiat? Ia zi, măi, tipule. I have probable cause that you were participating in a drug deal. No, you're wrong. That was a sandwich. Ia-i mă, să facem o căutare frumoasă, repede. Hop, hop, hop. Sam Plastic Coins. Ok, scuză-mă. Hai, scuză-mă, scadem 5 puncte, iartă-mă. Grămadă Nicușor, salutare, o seară bună, mulțumesc, asemenea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Pentru că ai trecut pe aici. Uite, am o mașină acolo, cred că e parcată pe trotuar. Ia să mergem repede, că mai am timp. Are drage, n-a avut, bă, drage, n-a avut. A avut dragi pe el. Are dragi pe el, fii atent, să ne peste. Ce face de ce a parcat? E bine, mă. Numerele? Valabile, n-ai, mă, treabă, toată lumea. Sunt foarte mulți legali. Foarte mulți legali. Abia aștept să pot să opresc și o mașină în trafic, da. Numere valide, parcare validă. Ce ai, măi, totul cum trebuie. Grandă Nicșor s-a abonat, mersi mult de tot pentru subscribe. Așa puteți să faceți și voi dacă vă place jocul, dacă vă place ceea ce fac. Și vă apare evident numele pe ecran dacă vă fascinează treaba asta. Aici nimic. Bă, măcar o amendă dacă aș mai dea până nu mi se termină tura. Măcar o amendă. Salutare, poți să-mi citești numele? Drogeanu Andrei. Drogeanu Andrei, pardon. Aici ce avem aici? Drogeanu Andrei, salutare, Cătălin Dicu, salut, salut, salut. Păi cred că s-a cam terminat tura, nu? Bă, mi-aș permite să o percheziționez pe asta. Se pare mie că e dubios. Să se iau pe asta. Andrei Roz 02. Ia vino și arată-mi și mie buletinul tău. Luci Sia, mersi pentru subscribe, apreciez mult de tot, să rămână. Mulțumesc la toată lumea. E valid, ok, e valid. Pare să fie ea. Ce mai pur mă și ăsta aici? Dar aș vrea să fac o căutare dacă nu vă supărați. Să pun și o mâna pe un mijlocel. Coins, ok, iartă-mă, iar îmi scade. Hai că am ieșit din tură. Mamă, Oana, Raul, bă, mersi mult de tot pentru subscriber, mulțumesc din suflet. Așa, dintr-o dată, toți, pe ăsta-l mai caut și gata. Să-l caut direct, zi-mă. Hai, ridică mâinile. Ce e la tine? N-are, mă, nici ăsta nimic, șervețele. Iartă-mă. Mi-a scăzut, bă, vezi? Gata, mersi mult de tot pentru subscriber, chiar apreciez. Dacă o țineți tot așa, ne ducem înspre 10.500 astăzi seară, lejer. Hai să vedem cum a fost astăzi. Am o întrebare, sigur Andrei spune. Vezi că Gagica sexy vinde pătrunjel. M-am uitat Cătălin și nu vinde. Eugen Rusu, salut. A dat subscribe pe toate canalele familiei din casă. Și am făcut level 1, ratatatata, și avem radar gun, deci putem să stăm cu radarul. Putem să, eu unlock a new color type, color report speeders. Pot să raportez vitezomani, report speeders, da. Și you unlock a new neighborhood, și am deblocat o nouă zonă din vecinătate. Nu, the next unlock is the patrol car. Următoarea dată o să-mi elibereze și mașină. Momentan sunt micuț. Ok? Uite, acum avem și zona asta.
Tare. Tare, tare, tare. Ah, și uite, fii atent, după ce îmi fac aici 5 shifturi, am 2 zile libere, pero pot să fac aici și așa, practic mă plimb prin tot orașul, cred, nu știu exact care e treaba. Dar hai să uite, mai pot să mai joc 2 zile, Gabriel Curț, mersi pentru subscribe. Și după ce joc astea 2 zile, pe urmă am 2 libere. Deci mai avem 2 de muncă. Hai să mergem aici să vedem care e treaba. În zona vecină. Vezi dacă te văd ăștia că stai cu radarul pe ei, încetinesc. Nu, că mă ascund, Costin Fortnite, salut. Ia, o, ce birou frumos am aici, în cartierul vecin. Iar mă joc Fortnite, Dadule, hai că avem de dat amenzi, lasă Fortnite-ul. Ia uite-l pe Dadu pe Fortnite ce construiește. Două scuze, jocul e pe telefon și a doua, de ce nu mi-apare că m-am abonat? Păi, jocul nu e pe telefon, ți-am răspuns la prima, iar pe ecran nu-ți apare numele că te-ai abonat din cauza că ai abonările pe privat sau îți apare puțin mai târziu, mai întârziat. Dar dacă nu ți-a apărut până acum și a trecut mai mult de 10 minute, înseamnă că ai abonările pe privat și de asta nu-ți apare. Diana Maria, mersi de subscribe. Bă, mulțumesc mult de tot pentru subscribe și, sincer, dacă o țineți așa, cred că reușesc să ating și o 10.500 astă seară, ceea ce ar fi genial. Dar ne ridicăm și noi de la birou, Dadu, sau... Diana Maria, salutare, bine ai venit. Sărut mânușițele, colega, sărut mânușițele. Am plecat la treabă. Ia să vedem ce ne așteaptă în zona asta, ia să vedem, pe care am deblocat-o acum. Deci, acum, practic, astăzi eu lucrez doar în cartierul ăsta, deci nu mai am voie să mă duc în cartierul vecin. Așa că hai să vedem ce ne rezervă cartierul ăsta. Asta e o zonă... N-am voie să parchez luna, așa, deci așa sunt ok. Cu numere de matriculare încă nu m-am lămurit. A, uite, asta cred că e expirat, nu? Că scrie mai 19. Asta înseamnă că e expirat, nu? Zic bine că e expirat? Ia să-i dăm o amendă. Bă, deci dacă am început cu... Ia. Deci dacă merge, înseamnă că deja mi-am dat seama despre ce se vorba. Dacă nu... Yes! Gata, mi-am dat seama cum verific numerele. Bun. L-am ars pe asta. Prima victimă din noul cartier. Hai că acum am trecut, am gafat-o. Ce să mai jocuri să abona. Mersi pentru subscribe. Să rămână. Da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din inimă. Se pare că nu-mi pare rău că am stat aseară acasă și nu m-am dus să livrez comenzi. Că practic, dacă mă duceam să livrez comenzi, nu mai cunoșteam noile persoane care s-au abonat aseară. Mulțumesc mult de tot încă o dată. Ce avem aici? Ăsta e sens unic. Deci dacă vine cineva din direcția aia, îi dăm amendă. Ce avem aici? Parking ok. Ăsta? Valid. Ăsta? Valid. Numerele? 21 și ăsta? Ăsta e februarie 20. Deci ăsta e cam are expirat, din câte înțeleg. Ia să vedem. Mamă, dacă îl numerești și pe ăsta, înseamnă că sunt expert și pe numere de matriculare. Aia, mă, gata, suntem expert. Uite cum i-am pus tichetul aici în geam la zăzut. Au, ce frumos. Bun. Bă, cred că aș putea să folosesc și radarul și să raportez. Opa. Ia să mă pun eu cu radarul puțin. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai. Fiți atenți aici. Să vezi ce Caterinca o să fie cu radarul. Abia aștept. Păi, dar nu vine nicio mașină? Trebuie să vină o mașină și pe aici, nu? Waxo 2. Salutare. Bine ai venit. Ăsta aici. Ok. Așa sunt ok numerele. Ăsta e valid. Numerele sunt ok. Numerele ok. Parcarea validă. Numerele ok. Parcarea validă. Bă, dar nu vine nicio mașină pe aici, că vreau să dau și o amendă. Un pariu că... Dar nu e, mă, că nu... Ia să văd, poate din partea asta să dau oameni de ea, fiți atenți aici. În fine, deci traversez în partea... Nu, că e roșu, iar mi-o amendă. Traversez în partea asta. Și fiți atenți. Păi, și care e viteza oare în zona asta?
30 de mile, nu? Cred că așa ar fi logic. 30 de mile cred că ar fi viteza normală în zona asta. Numerele? Stocky, numerele. Bă, da, spre rușinea mea, nu știu care e viteza legală aici. Mă, să fie 30, că nu văd niciun indicator. Cred că 30, nu? Bă, da, niciun indicator, nu mâncaiaș. Nu prea fac treabă în cartierul ăsta, că nu știu care e... Bro, care e viteza? 36 de mile? 25. La noi, spre exemplu, în Anglia, 30 de mile, de asta întreb. A, nu, nu, scuze-mă, nu vreau să trec. Uite-mă, au oprit mașina când m-au văzut pe trecere, ești nebun? Wow, super politicos din partea doamnei. Ce avem noi aici? O mașină cu numerele... Ah, i-am dat deja amendă, ok, nu o să-i mai dau, care deja amendă. Fii atent că trebuie să ne uităm, sau nu știu dacă i-am dat, eu cred că i-a dat vreunul dintre colegi, dar cred că eu i-am dat, că eu am fost în zona asta. Pulă de 30 de centimetri, mersi de subscribe, apreciez. Sper să crească de 35. 35 de mile, ok. Nu știu de unde aveți voi informația asta, dar merg pe încredere. Valid, valid, valid. Vitezomanul G, că l-am luat pe ăsta, l-am luat. 33, nu mă, că e bine, bă. Opa. Ăsta e pentru, aici e pentru persoane. Opa, parcare, opa. I-a expirat parcarea, fii atent. Uite, ușor, ușor, mai o amendă, mai o atenție, 90 de persoane pe chat în momentul ăsta, vă mulțumesc mult de tot. Dacă fiecare dintre voi ați apăsat butonul de like acum, eu sunt sigur că cu puțin noroc m-ar băga și pe mine în recomandate și m-ar ajuta foarte mult. Da, avem două mașini care sunt parcate cam invers, sincer. Ia să le dăm o amendă. Andrei George, salut, salut. 145 pe bune? Wow, Smile, mersi mult de tot. Bă, pe bune? Ăstea i-am dat deja amendă, nu? Da, și că e expirată, dar îi mai dau o amendă și că e parcat invers. Oare poți să-i dau două amenzi? E ok? Ia să vedem, poți să-i dau două amenzi la aceeași mașină? Ia. Da, poți să-i dau două amenzi, ia uite-le. Le-am pus... Ma, două amenzi i-am dat. Ce-mi place. Asta e că nu mai am radar, bă. Mersi mult de tot pentru like-uri. Mulțumesc din suflet, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Asta a încetinit, fraierul. Trebuie să nu mă vadă, bă. Trebuie să iau așa mai dintr-o parte. Ia. Opa. Păi și pe asta cum semnalizez? Ia să vedem. Păi și cum semnalizez că aici era unul care mergea cu viteză? Bă, da, nu știu cum să semnalizez. Uai, te capi, nu. Cum semnalizez când cineva merge cu viteză? A, uite mă, uite, uite, că scrie aici jos. Use the radar gun to detect speeding cars while on foot. The general speed limit, unless otherwise indicated by a sign, is 25 de... Vezi? 25 de mile pe oră e maximul. Dar nu înțeleg cum îi raportez, că eu îi găsesc, dar cum îi raportez. Deci, viteza limită e 25, nu 35, cum am zis voi, unul la mână. Hai să-l depestăm. Bun, și cum îl raportez pe ăsta, spre exemplu? Pe da, n-am semn de stop police, trebuie să-l raportez cumva mai departe. Uite, că a și plecat. Opa, avem pe unul parcat pe bordură aici și cu parcarea expirată. Foarte interesant. Deci parcarea expirată în primul rând și parcat pe bordură. Eu îl iau cu radarul, dar cum îi dau amendă, asta nu înțeleg. Așa și parcat pe bordură, două amenzi. La Mars. Bă, deci mi-a intrat o muscă, prima muscă din... Tu spasă, mă,
Ach. Am opțiunea asta, da. Și îmi deschide harta și ce fac după ce deschide harta? Uite, nu am ce să fac aici. Atât. Vezi, n-am ce să fac aici. Vezi, n-am ce să fac aici. Set nu... Vezi, n-am ce să fac aici. Asta zic. Asta zic, ia să dăm ceva instrucțiuni pe aici. Radar gun. Patrol officer regularly uses a radar gun to measure the speed of moving objects, especially moving vehicles. This is one of the most common ways for them to detect a speeding vehicle. Equipped the radar gun from the tool wheel and aim the moving vehicle and press the trigger to capture a picture. Ah, trebuie să dau click. Deci îl detectez și trebuie să dau click, mă. Ah, when taking a capture, make sure the vehicle license plate. Ah, gata, mă, gata. Deci eu trebuie doar să pun pistolul, să scanez și atât. Ia, fiți atenți, ia. Și l-am luat, ia uite-l. 35 de mile pe oră avea. Dar nu se vede numărul de... Da, trebuie să-i se vadă numărul de matriculare. Gata, gata, fiți atenți să vedeți acum. Distracția, dracu. Stai că mă bag după mașina. Mamă, dacă aș putea ca să mă las cumva jos ascuns. Stai că mi se pare că e parcat eu aici, nu? Nu, nu e parcat eu. Ia, fiți atenți, ia. Și când se apropie de mine, atunci îi fac poză. Ia să vedeți. Dar nu se vede numărul de matriculare, bă. Ia să vedem. Dar nu se vede numărul. Ia să vedem dacă se vede numărul, că sunt curios. Mi-a scăzut 10 puncte, nu e bine. Deci cum fac eu să se vadă numărul de matriculare? Stai să-i dau și ăsta oameni dacă e expirat parcarea până în alta. Le dă da, dar acum de nou, mă rog. Da, dar ideea că, uite, nu... Nu se vede numărul. Și mi-a scăzut 10 puncte, dar nu înțeleg de ce. Ia. Și acolo scria că 25 de mile e viteza, deși... Nu știu, e puțin dubioastră. Asta a încetinit fraierul ăsta. Ia să ce avem aici. De taxi. Aici avem taxi. Este taxi. Și ăsta. Taxi, ok. Bun. Ia uite-l pe ăsta. Ăsta vine cu viteză, îl simt. E 35. Ăsta. 2, 3. 35. Ăsta cu asta sport. 1. Mă, că mă văd și încetinez, nu e bine. Parcare validă, parcare validă. A, fiți atenți că iau din poziția asta. Bă, mi-a zis voi 35, dar eu am înțeles că 25. Bine, cosm. Opa. Ce faci, bă, băbiță? Ia uite asta cum e parcat invers. Stați, mă, că scrie da, doamne, nu e problemă. Du-te... sus pe pasarelă să-l ve... A, și să-i dau de pe pasarelă. Bă, uite că e bună ideea lui Marian. Marian gândește mai pervers decât mine. Marian e mai... E mai al dracu decât mine puțin. Vrea direct să iau de sus ca să nu mă mai chinui. Mergem pe pasarelă asta. Mamă, ce... Opa. Pe și droguri, nu mai prindem oameni cu droguri, nimic, nu? Hai pe pasarelă. Bă, dracu, muscă de nu-nenorce. Deci dacă o prind, o mănânc. Hai să vedem. Bă, da, cât e aici viteza? Că asta încă nu mi-e clar. Cât e viteza? Bă, mă, dar și dacă o prind... Mamă, de ce mănânc pe live dacă... Opa. Ia să vedem, asta merge cu viteză. Bă, niciuna așa mai vite... A, uite, vine unul cu una roșie, fii atent aici. Mă vede, bă, și încetinește. Toți încetinez, bă, că mă văd aici, nu e bine.
Nu e bine că mă văd. Vezi, încetinește, nu e bine. Nu e, bă, că încetinez, nu sunt nici ei proști. Încetinez de inmă asta. Nu sunt proști. Dar tot de aici o iau mai bine. Trebuie să stau ascuns după mașină și să eu și dau repede. Să ia așa, că mă bag după mașina, să fie de aici. Valid, valid, parcă am verificat aici, fie că aici mă bag. Nu că mă văd ăștia, bă, nu știu. A, uite musca. N-am cu ce să o omor, mă, muncă. Că e pe să pusă fix pe lumină, să pusă. N-am cu ce să o mierlesc. Opa! I-am dat amendă. A, i-am dat amendă, mă, i-am dat. I-am dat amendă lui. Să vedem. Că limita era 25. Mi-a scăzut 10, mă. Bă, de ce-mi scazi, mă, 10? Bă, care, mă, că scrie acolo că e 25 de mile, nu 35. Deja mă intrigă puțin. Toată situația mă intrigă. Ce e aici? Taxi. Aici parcă am stabilit că așa sunt taxi-uri, nu? Da. Mă intrigă puțin toată situația. Mai vezi încă o dată ce zice... Că e o zonă a oamenilor care e 25. Bă, da, dacă mă crezi că nu mai știu unde am dat să... Opa! Ce avem noi aici? Se că avem pe unul parcat aiurea. I-am dat două amenzi, ok. Deci asta l-am penalizat. A, uite pe ăsta, pentru că obstrucționează accesul la... Fii atent aici. Ăsta pentru la fire hydrant, la hydrant. Cred că trebuia să o ridic pe asta, nu? Nu, doar amendă, ok. E bine. Bă, nu, pomă, du-te în spatele unei dube și îi iei din spate. Ăsta nu i-am dat amendă, nu? Nu. Că îi dăm acum, nu-i problemă. Tichet, pentru că ești pe bordură, bineînțeles. Dar și când m-au avansat și mi-au dat mașină să îi ferească Dumnezeu de furie, de furia mea. Nu dau seama că nu văd ce zonă aici, ce viteză în zona asta permisă, ce... Nu văd indicatoare, nu văd nimic, e puțin ciudat. Hai să merg în partea asta. Nu știu care zona e acut, că v-am zis, nu sunt indicatoare, asta mă enervează. No parking, no parking. Tot trebuie să dau amendă de radar, deci nu, că nu pot să stau liniștit. A, uite unul parcat pe trotuar acolo, wow. Păi și ăia parcați pe dos? Acum, uite ăsta, uite, am unul parcat pe dos chiar aici. Stai așa să facă verde. Spunea un nume acolo, dar nu mai știu care era. Păi nu mai știu cum să mă încetinez că e curbă. Bagă-te în tufe, ca în România, că așa se poartă. Bun, hai că e verde. Ce caut sau că e parcat aici, mă, mâncați așa. Bă, o ridicăm pe asta sau îi dăm amendă? Hai să o ridicăm pe asta direct. O ridicăm pe asta direct. Tipul ăsta pare că ar avea niște droguri la el, nu? Ce știi despre droguri, băiatul meu? I stopped you because I have probable cause that you were part of a drug deal. No, that's just not true. It's chalk powder. I'm a painter. Ești painter? Stai așa. Hai. Mamă, ce are la subțioară, e negru. Țigarete, ok. Dacă dau căutarea asta, ia să vedem. Hai. Zaruri, scrisoare și factură. Bine, mă, iartă-mă, astăzi să-mi scad niște cuinte. Furat, bă, copil, dar am scăzut 15. Pe sal mai ridicăm și noi? Când vin băieții să-l ridice? Bă, da, totuși.
Cred că în apropierea trecerii de pietoni... Dacă mă ascunde după asta, nu e că n-am... Nu vine nimeni în viteză, bă, pe aici. Saltare cu respect... Oh, AMG, salut! Te pune, cum nu te-am mai văzut? Asta ce trebuie pot aici? O ridicăm cu totul, nu? Sau amendă? O ridicăm cu totul pe asta. I've got a car here that needs towing. Can you send a record to my current location? Asta? Cu Passat-ul? Nu, asta cred că e Skoda. A, ba, ba, nu, asta pare a fi Passat. Direct o ridicăm, ca așa i-am promis lui Andrei Iulian. A, mi s-a terminat tura, nu? Trebuie să mă duc, gata, ok, mi-am făcut treaba. Hai să vedem și cum m-am descurcat astăzi. Eu zic că am dat destule amenzi. Bine, musca asta încă mă enervează, dar o rezolvăm. Până la sfârșitul live-ului o să o rezolvăm. Salutare, domnul polițist. Salutare, salutare. Nice. Hai, e verde. E roșu, dar am prins pe trecere. Ok. Hai să vedem... Bă, deci sunt două muște coaie. În viața mea n-am avut muște în casă, aici în Anglia. Intrarea printr-o bucățică mică de... Lăsai și-o geamul deschis foarte puțin și pe acolo intrară, neincredibil. Care mă biroul meu? Ăsta de aici? Ăsta, nu. Ăsta de aici. Mamă, deci mă disperă rău de tot musca asta. Deci dacă nu scap de ea, mă face cu nervii. Unde? Morții. Ia să vedem. 71. Ei, nu e chiar level 2, dar totuși. Deci încă nu merit mașina, să înțeleg. E, ok. Ok, dacă încă nu merit mașina, ce pot să zic? Unde facem shift-ul al doilea? Mai avem o zi de muncă. Eu tot în cartierul ăsta. Dar nu știu... Cum aflu și eu care-i viteza medie? N-am și nicio informație, nimic. Da, amen de la muscă. Bă, să știi că... Cred că pot să pun radarul pe ea, că prea se mișcă fraudulos de repede. Bun. Lege nu. Hai să dăm aici. Mai dăm o dată pe radar gun. Deci, pay careful attention to the speed limit signs. Deci trebuie să verifici foarte bine semnele cu viteza limită pe acea stradă înainte să dau tichete. În Brighton, viteza standard, adică limita de viteză standard de 25 de mile pe oră. Străzile mici au de obicei 15 mile pe oră. This can be seen on relevant speed signs. Iar astea se pot observa de pe semnele de alea care spun viteza maximă admisă. Așa, earth shift points for correctly reporting speeders. Incorrect reports o să-mi dea conduct points, practic o să mă penalizeze. Și să mă asigur că găsesc un loc bun de unde să pun radarul. Gata, mă, deci trebuie să verificăm semnele. Fii atent că verificăm semnele. Hai că m-am supărat. Hai că m-am supărat. M-am supărat rău de tot. Hai, mă, ieși afară. Hai, mă, să dăm niște amenzi. Dă-i mama lor. Ia uite, l-am luat pe grasul ăsta cu Jeep. Fii atent aici. Asta e prima victimă. A, du-te. Deja m-am supărat. Astăzi sunt un polițist rău. Nu mai iert nimic. Hai. Astăzi nu-mi permit greșeli, deci vă spun. Deci astăzi nu vreau greșeli, poate o greșeală mică ceva, dar așa nu vreau greșeli. Deci astăzi chiar vreau să rezolv cazul. Bun, e verde, nu e verde, e verde, nu e verde. Bine, mergem înainte atunci. Uite, da, unde sunt semnele care marchează limita de viteză, că eu nu le văd. Vede cineva semne ce marchează limita de viteză? Nu, opa. What is this? What is this? Deci v-am zis, astăzi nu ierd nimic, sunt foarte atent. Gat. Să-i dau și pentru poziție? De ce să fiu atât de rău? Nu e ok că i-am dat... să fiu așa rău la maxim? Bine, mai să fiu rău la maxim, dar mie nu place să fiu chiar rău la maxim. Hai să-i dăm. De fapt, sunt rău la maxim, că am zis că o să fiu rău astăzi, da, corect, corect. Cristian Sava, ai foarte mare dreptate. Nu-i dau una așa și mai dau și eu să-ți iau una.
pentru poziție, pentru wrong direction. Gata, mă, astăzi suntem pe făcut puncte, că vreau neapărat să avansez și să-mi dea mașină. Hai, salut. Bun, m-am distrat cu voi. Ia să vedem ce mai... A, mai e roșu, nu pot să trec. Dacă prinși pe un... Mamă, deci mă uit la... Ha, deci mă uit la musca aia și aș mușca... Opa! Nu pot să trec, nu? Nu. Credeam că mă ducem undeva la subsol, că cea la subsol mai sunt de obicei traficanți. Ia cu numerele cum stăm. 2020 mai. Și noi suntem aici ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Deci ăsta iau cam expirat numerele, nu să înțeleg. Ia să vedem dacă o gafăm sau nu. Eu zic că iau cam expirat numerele de vreo 2-3 luni. A fost bine? Bă, de ce mi-a scăzut? De ce mi-a scăzut? Că uite, scrie mai 2020. Explicați-mi și mie de ce mi-a scăzut. Când noi suntem, uite, în luna 8-a 2020, de ce mi-a scăzut? Explicați-mi și mie. Deci de ce mi-a scăzut la ăsta? Explicați-mi și mie, vă rog, din suflet. Că nu înțeleg. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? That's not a location that's easy to reach. Dăm răbdare, Doamne. Să repăru cărunt. Opa. Da, nu văd indicatoare cu viteza limită. Asta mă terorizează puțin. Deci nu-i luna a cincea. Ah, ok, bine. Hai să mergem. Bine, o să-l găsesc pe următorul și o să-l ardem după regula asta pe care o spuneți voi, să vedem de care. Opa, ce avem aici? No stopping anytime. Fii atent că aici e tow zone. Deci aici n-are voie să oprească deloc aici, în zona asta. Păi și tu ce ai făcut, mă, bobiță? Ia acum stai cu numerele, sunt ok, dar din păcate te dau o amendă. No parking zone. Nu mă, că direct că și scrie acolo că e tău zona, adică e, ai parcat aici, ți-a ridicat-o din prima. Gata, mă, l-a ridicat pe ăsta, ce să mai... L-am spart. Aici ce parcare? Că sunt cam multe parcate pe trotuar. Ah, nu sunt, e parcare specială, suntem cu numerele, e ok. 2021, bun. 2021, 2021, bă, e bine, e bine momentan. Ia uite, l-au ridicat pe la gata, l-au ridicat. L-au liniștit. Aici ce avem? Parcare validă, numere valide. Da, nu văd limita de viteze, de viteză pe strada asta, deci nu văd semnul cu limita de viteză, deci... Mă uit și nu văd niciun semn care să scrie ce limită de viteză e aici. Mă uit și în partea aia, hai să mă uit în partea aia să văd. Ăla nu era parcat corect. Bă, stai că dacă l-am ratat în cer, scuze, vreau să văd unde scrie limita de viteză pe strada asta, spre exemplu. Deci nu văd niciun semn care se indice limita de viteză, mă, mâncați-aș. Deci nu văd, efectiv, nu e niciun semn. Caută străzi mai înguste. A, și acolo să fiu sigur că e 15, da. Dar stai că l-am văzut pe ăsta, în partea asta, parcat aiurea. În continuare, 92 de persoane pe aici, bă, mă bucur pentru prezența asta, adică chiar... Chiar mă bucur să văd că sunteți atâtea persoane. Și apreciez. Și dacă apăsați și butonul de subscribe, poate forțăm un 10.500, deși e mult, că mai trebuie vreo 30 de abonați. Ăsta e taxi și expiră când în... Opa! E expirat oare numerele cumva? Uite, mai 2019. Și dacă ar fi în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Deci încă le mai are valide cumva, da, că e luna mai bună. Hai că am înțeles. Aici? August. Sunt valide.
Septembrie 2021 sunt valide. Sunt valide, ok. Du-te în capătul străzii. În capătul străzii mă duc. În capătul la stradă mă duc. Oh, Alin Hrab. Mersi pentru subscribe. Numere valide. Parcare validă. Totul cât se poate de valid. Bun, ăsta? Ia zi, în ce zonă s-a parcat aici? No parking! Ah, Tuesday, ok, ok. E ok. Da, de ce nu parcă și mai... Aaa, blochează hidrantul, trebuia să parchezi mai în față, corect. Scuze, boss, dar legea e lege pentru toți. 164 de like-uri, mulțumesc de toți. Chiar e un număr exagerat de mare. Mamacita, que eres bonita. Bun. În partea n-am ce să caut că e alt cartier, eu nu lucrez acolo astăzi. Mulțumesc celui care tocmai s-a abonat, n-am apucat să-i citesc numele, mulțumesc din suflet, apreciez. Și da, așteptăm și noi să facă verde, să trecem. Oricum, astăzi e cât o singură greșeală am avut. Sunt foarte... Opa! Bă, de obicei, băieții ăștia de școală... Cam au droguri la ei, ia să vedem. Lighter, ce are două brichete, clar fumează. Hai să risc să-i dau o percheziție din asta până jos la picioare. Oh, Black Lady! N-are moia, bari castravete. Bine, mă scuz, mi-a scăzut 15 puncte, să vedeți, 15 mie. 10, am scăpat ieftin. A, nu știu, stai că e roșu. Bă, dar nu se mai face verde? Deci musca asta mă disperă în ultimul hap. Deci musca asta, vă spun, îmi dă disper de la de begin norocire. Haide mă cu verdele. Da, mă, da, nu știu că e și puțin ciudat așa, că eu îl percheziționez la pantaloni în jos și o, castravetele, știi, adică nu știu cum se iau gluma asta. E o glumă din partea celui care a făcut jocul sau oamenii ăștia chiar umblă cu castraveți la ei și fac trafic de castraveți. Ia clipul ăsta cum e parcat. 170 de like-uri, Cosmin Vieriu, mersi pentru informații, chiar wow, mersi. Ah, ce-ai făcut, mă, bobiță? Uite cum a parcat asta. Pe trotuar nu e bine. Un sidewalk nu e bine. Că vine dadul și dă amendă. Nu e bine, vezi? Vezi, nu e bine. Ia uite. Ia uite și pe nepotul. Nu e bine, vezi? Dacă parchezi aiurea. Mamă, deci uite câte amenzi într-un singur loc. Curăț orașul de așa ceva. Direct. Can you send a record to my current location? Uite-te cum curăți orașul de oameni care încalcă legea. Bă, bulea, i-am dat amendă acolo că e parcat, cu are parcat așa. Nu mai știu exact dacă i-am dat amendă, ia să vedem, repede. Da, mă, i-am dat cu are în geam. Oh, scuze. I-am dat, mă, amendă. Ia să mă urc aici sus. Bă, da, deci jur că nu văd indicatoare de viteză, deci nu știu, dacă ați văzut vreun indicator de viteză, spuneți-mi și mie să nu mor prost. Unde mă băgam pe aici? Bă, îmi place că mă lasă să merg așa pe unde vreau, așa de capul meu. Pare foarte tare treaba asta. Bun, ieșim pe partea asta. Și vedem ceva ilegal? Nu. Lumea cu minte, mă, pe aici. Nu cu minte, dar nu văd indicatoare de viteză să moară măsă. Iulie. Și noi suntem în mai, deci e valabil. Opa. Parcare expirat. Bun. S-a făcut de o amendă. Prietenă. Bun, și aici tot expirată, nu? A, ce frumos. Doi dintr-o lovitură, fiți atenți aici. Da, dacă folosiți Instagram, că am tot uitat ca să spun treaba asta, aveți acum în chat
linkul Instagramului meu sau puteți să căutați voi pur și simplu Dadu Oficial. Să-mi dați un follow dacă vreți. Ia repede pe partea asta că... A, mi s-a părut că e pe bordură asta, mă. Mi s-a părut că e pe bordură, de asta m-am grăbit ca fraierul. Tu? Ce faci aici? Te-ai blocat, nu? Okay. A, ăsta blochează hidrantul, amendă. Cum să blochez, mă, hidrantul? Pe tura mea. Da, în zonele mari limita e de 35. Da, dar acolo îmi scria să mă uit pe semne și eu nu văd semnele. Asta mă intrigă, că nu văd semne de circulație. Sexy lady. Domnișoară, domnișoară. Ce program aveți de seară? Ia să vedem. I have probable cause that you were part of a drug deal. Nu, e 2019, dar contează și luna. Contează și luna, că în stânga scrie luna cu tare anul 2019 și încă mai avea valabil. Hai să îi dăm o căutare la domnișorică. Mai punem și ei mâna pe o țâță, pe un cur, pe un șol, pe un picior, aute, pe un bulan. Ia să vedem ce are la ea. No way! No, a fugit! Aaa, n-am cum să trec acolo. A fugit, bă. Bă, iar prinsesă, bă, și cum mi-am dat seama, bă. Am și tras-o din aia de ele cu șocuri. Dar lasă pistolul, că nu mai trebuie pistol, dă lămă asta de pistol. Stai, mă, să mă pun și aici, că deja m-am supărat. Ai, ce m-ai îndrăvat. Bă, cum scap de pistolul ăsta, că nu înțeleg? Deci vreau să-mi pun... Dacă dau aici, deschide harta, închid harta și gata, ok. Dau, mă, pentru expirare, n-am văzut. Nu mai fiți răutăcioși, că m-a enervat gagica aia, că e a doua pe care o pierd și are droguri la ea și putea să fie o captură nemaipomenită. 2021. Bă, ce a fugit, bă, nenorocita. Aici. 2019, dăm și astea. L-am ratat data trecută. Bun, și asta? Asta nu pot să vă ție, asta să mă uit din față. Bă, da, mine, cască nu reușesc și eu cu radarul cu asta, nu găsesc nicio stradă de asta mai micuță. Hai să căutăm o stradă mai micuță. Poate, opa. Mamacita, que eres bonita. Asta pare băia ca lumea. Mă uit pe numere, mai dau 2-3 amenzi pe numere. Și uite cum vine avansarea. Ce avansare, bă, că pierdui pe aia. Parcare expirat. Da, mă, așa vine avansarea dacă... Na, dacă îmi fac treaba, dacă dau amenzi multe, aparent e simulator, e ca în viața reală, de ce te miri? E ca în viața reală, stai puțin așa că... Ce, te căzut pernuța, bă, băiatul... Op. Cu numerele cum stăm? 2021... Bă, mă intrigă că nu văd semn de la pentru viteză, mă, să dau și eu niște amenzi. Stai că rezolv eu cazul imediat, nu-i problemă. Ăsta? Ăsta? Ăsta e parcat aproape de trecerea de pietoni. Nu? Oare să-i dau amendă? Ia să vedem. Să vedem dacă am dreptate. Deși, cred că trebuia să-i dau amendă dacă era în spatele trecerii. Dar, e ok. Deci e parcat ampulea, cum s-ar spune. O străduță mică unde să pun și-o radarul. Nu avem? 2020, martie! Upa, cineva are numerele expirate. Jap, jap.
Bă, hai că începe să-mi placă, mă, cred că, bă, îmi pare rău că nu m-am făcut polițist. Bun, ce mai avem pe aici? 2021, parcarea, uite, parcare, numerele. Bă, da, și eu caut acum intenționat să prind, să-i prinde, opa, ăsta. 2021, dar de ce e parcat așa? E parcat cam mijlocul străzii. Da, pun pariu că tu ai droguri la tine. Despre ce vorbi? I have probable cause that you were part of a drug deal. No, you must be mistaken. I hate drugs. A, păi stai că mai zise cineva că urăște drogurile și a avut droguri. Hai. Hai că sunt pregătit, da. Deci dacă fuge, sunt pregătit. Yo, are make-up la el? Băi, ești prost. Have a nice day and goodbye. Mi-a scăzut punte. E că mai am puțin din tură să-i dau astea o amendă. Ce aici? Până un parking să-i dau o amendă lui ăsta. A, i-am dat deja amendă. I-am dat amendă. Aici am nevoie să... taxi stand. Asta e taxi? E taxi. Ăsta, i-am dat amendă. Ăsta de pe trotuar parcă am chemat, nu? Să-i ridice, da. Ok. Să vedem ce mai avem. Andrei Hrab. Mersi de subscribe, dar parcă mi-ai mai dat toată subscribe. De-aia așa am continuat. Da, deci am mai fost pe aici. Clar am mai fost pe aici. Bun. Oricând te poți reprofila. Bă, da, uite, vezi? Hai să mergem pe partea asta odată. Uite în care-i treaba. Nu cu radarul, până nu pun radarul odată pe ei, nu mă liniștesc. Bă, mai am foarte puțin din tură. Ce-ar fi să o căutăm pe domnișoara? Ce părere aveți despre... aruncatul gunoilor? How come you always call me out for stuff I didn't even do? A, da, comentezi? Hai. Dacă comentezi... Sam plastic, bine, lasă-mi, iartă-mă. Have a nice day and goodbye. Bă, ce am crezut că o prind, că avea față de drogangie, așa să fiu sincer. Gata, ne ducem către sediu. Și să vedem, s-ar putea să mai avem o singură zi de muncă pe urmă, nu știu, cred că luăm pauză. Salutare, dadule, acela era Alin. Ah, ok, fratele tău. Bun, mersi pentru recomandare, ca să zic așa, atunci, Andrei. Bă, unde e sediu, mă? Se drum acolo, nu, acolo e pizzerie. Unde e sediu? Sediu. Bă, uite, eu nu găsesc sediu aici, nu? Jesus. Nu găsesc sediu. Stai, mă, nu mai dau și o amendă așa între timp? Nu mai dau, nu? Nu mai dau. Nu am ce să dau. Dar nu știu unde e sediu. A, e în partea aia, nu? Nu e în partea aia. Ba, da, e cumva pe col... E parcare validă. Bă, deci sunt ochii... Sunt cu ochii numai după amenzi acum. A, ce ai făcut, băbiță? Păi nu pot să mă retrag și eu din tură, că ce? Că ai parcat invers cumva? Bun. Vezi? Eu stau și peste program ca să-mi fac... Vezi? Stau și peste program că sunt un polițist care își merită postul. Aici? Asta e, nu? Brinton Police. Bun. Hai înăuntru. Să vedem cum ne-am descurcat astăzi. Your shift is long over. Return back to the precinct. Gata. Now. Uite ce mă ceartă că stau overtime. Băgăm parola. Și? Frumos e. Oh, level 2. Pentru 5 puncte n-am level 2. Really? Te cunosc de când jucai de Hunter cu barbă, când strângea bani pentru cameră. Ok, gata, mi-aduc aminte. Înseamnă că mă și de ceva timp. Bun. Păi ce să mai... Numai avem zi liberă?
Ok, aici și... Any day in traffic, check if available shift. Ia să nu mai sunt shifturi. Gata, ne întoarcem în cartierul vechi. Hai să vedem. Răzvan, salutare, bine ai venit. Deci vreau neapărat să fac level 10, să-mi dea și mie mașină. Să fiu un polițist adevărat. De fapt, cred că îmi dă mașină și la level mai mic. Nu știu care e treaba cu level 10 ăla. Hai bă, că deja sunt experimentat. Ia uitați-mă cum iau. Deci din prima ăsta... Numere valabile, stai că nu e chiar așa. Wednesday, e ok. Ăsta, numere valabile. Valabile, mă. Valabile, mă. Bă, mi s-a părut că are tatuaje pe ea, dacă avea tatuaje, clar o luăm. Bă, fii atent că nu prea mai găsesc chestii ilegale prin orașul ăsta. Prin cartierul ăsta. Aici? Februarie 2020. Aleluia, aleluia. Au expirat plăcuțele de 3 luni de zile. Iartă-mă. Iartă-mă pe mine. Ăsta blochează hidrantul. Dacă așa și el să parcheze, nu? Pentru parbriz spart nu se poate. Bă, nu, nu, nu se poate pentru parbriz spart. Am văzut și eu că sunt unele mașini care au parbrizul spart, dar nu știu care e treaba cu parbrizul spart. Sincer, nu știu momentan care e treaba cu parbrizul spart. Și eu m-am uitat foarte dubios când am văzut, dar nu, nu știu. Hey. I stopped because I have probable cause that you were part of a drug deal. Dar ideea e că l-ai jos. Futesc ca Curie. No, you're mistaken. That's for recreational purposes. Ia vino să te palpez puțin. Că îmi plac astea cu ochelari. N-are bă nimică. It's fine. Minus, have a nice minus 10. Day. Sper să ajungi acolo unde îți dorești cu YouTube-ul, se vede că îți dai silința. Da. Da. Eu îmi dau silința, doar că nu prea mă ajută karma. Mi se mai anulează biletele de Spania, se mai întâmplă magii din astea. 21. Ăsta are voie să parcheze aici, oare? E taxi stand. Ăsta e taxi cumva? Da, e taxi. Era să-i dau amenda iurea, vezi? Dacă nu eram atent, ups. Dacă nu eram atent, ups. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici. Cred că aici aș putea să pun radarul, pentru că, fiind o stradă îngustă, s-ar putea să fie limitat de 15, nu? Ia să mă ascund după asta. Un spot, așa. Nu vezi, nu depășește lumea viteza aici. Se că mai vine unul. Aha, surprise! Nu mă vezi, de aici se merge cu 15, nu depășește lumea. Și cu sensul nu prea se riscă lumea. Dar simt că e curbă, poate, din cauza că e curbă, nu se riscă. De ce să depășesc ăștia doi? Ia să dăm aici. Nu reușesc să dau unii. Nu reușesc. Opa! Am văzut o parcare expirată, bineînțeles, uite aici. O parcare expirată. Bă, dar ce tare treaba asta din America. Deci îți plătești biletul, pui în dreptul ăstuia și ți apare practic dacă e expirat sau nu. Adică n-ai cum să neci. E pe roșu, s-a terminat timpul, la revedere. Se pare foarte tare. Bă, dau, nu pot să dau amendă, nu uite-te știu. Asta ar fi gen stradă îngustă, deci dacă m-aș băga aici, m-aș ascunde după asta, ia să vedem. 15, nu că e bine, asta e de... uite, asta vine cu viteză. 16, ia să vedem. Yay! Am prins primul vitezoman. Yes! Ce îmi place! Ce-mi place că l-am văzut că venea cu viteză, adică se vedea animația cumva diferită. Deci aici e 15. Deși chiar dacă au 16 mile, eu iart. Ia uite, fii atent. Stai că ăsta a oprit la pieton. Ia uite-l.
Bam! A, și cu cât e prim cu viteza mai mare, cred că cu atât e recompensa mai mare, nu? A, stai că îmi place deja cu radarul! Îmi place cu radarul, îmi place rău de tot cu radarul. Hai, să mai prind încă doi și îmi văd de treaba mea, mai prind doi și gata. Ce îmi place? A fugit pe stradă și până era pe trecere, nu l-am văzut. Opa. No, stai cu minte, mă. Nu l-am văzut. Da, trebuie să fii atent, dar nu mi-am dat seama de la. Eram concentrat aici pe radar. Ia să vedem. Ok. Oh, ce-ai făcut, domnule taximetrist? Mamă, ce îmi place să dau amenzi cu radarul. Ia, hai. Haide. Legal? Nu, că ăștia merg încet, ăștia. Ăsta vine, ia-o-l pe ăsta cu mine. 20 de 10 puncte. Asta merge ușor, no, asta merge bine. Bă, da, să văd, ăia care vin cu viteză, să vede de la o poștă că vin cu viteză. Bun, vă mai rog pentru ultima oară pe seara asta, pentru ultima oară, vă rog. Dacă n-ați făcut-o, apăsați butonul de subscribe pentru că mă ajută foarte mult și neapărat butonul de like dacă vreți. Eu doar vă reamintesc că și mie mi se întâmplă să mă uit pe alte live-uri și să nu dau like până când nu aud, cum îi spune, îndemnul la like și la subscribe. Așa că vă rog din suflet, dacă sunteți neabonați, să apăsați butonul de subscribe pentru că urmăresc să fac și 10.500. Oh, l-am luat și pe ăsta. Bă, pentru 0,5. A, uite-l pe ăsta. 14,8. Non. Ia uite-l. Bă, uite că a scăzut viteza și n-am fost... Deci nu mi se îndemână că a scăzut viteza mea. Mariane, am dat deja 4 amenzi. 4 sau 5 chiar. Vreau să mai dau una, două și am plecat. Ideea e că îi prind cu 17-18, dar dacă nu dau click repede să-i prind cu viteza aia să le fac poză, ei încetinez că mă observă. Cum... A, uite-l peste ea. Ia uite-l, 21. Salut! L-am luat. Salutare. Ăsta? Nu, asta e ok. Salut, 22. Salut. Mamă, câte puncte fac aici! Ce îmi place! Ah, nu. Na. Ia-te-l pe ăsta. Unde te crezi, băi? Nu-i, mă, 15 mi s-a părut. Uite dincolo de trecere sau până ajunge aproape de tine. Nu, că e ok și aici, că el vine și se lansează când intre pe străduța asta. Ia uite-l. Ah, nu e. Vezi? Ei vin aici fiind o să strâmtă și să lansează și bagă viteză de aia mare. Scuze. Ia să mă duc și în partea asta să vedem ce pescuim. Oh! Pușcăria te mănâncă, fraiere. Pușcăria te mănâncă pentru treaba asta. Pușcăria. Da, te mănâncă pușcăria pentru asta. Deci eu spun că te mănâncă pușcăria, te spun. Ia uite, ce m-a dat, ce m-a lovit ăla, mă, mâncați așa. Stai așa că... Stai să vezi ce ulmierlesc. Mă bag repede pe câteva amenzi, pe urmă iar cu radarul. Deci astăzi vreau să fac cel puțin 100 de puncte. Deci cel puțin 100 de puncte vreau să fac în ziua asta. Hai să vedem ce avem aici. Număr expirat, nu. Număr expirat, nu. Fii atent că sunt pus pe ei. No, parking e ok aici. Uite ce frumos aici. O bilă din asta super mega artistică. Ăsta e ok. Ah, parcare expirată, ok. Ai. Deci fiți atenți cum o joc pe asta astăzi. Fiți atenți.
Fiți atenți cum o joc pe asta astăzi. Fiți atenți aici. Am una parcată aici aiurea. Bam. O ridicăm direct. Nici nu stăm la discuții. Nici nu stăm la discuții. Fiți atenți aici. Iar numele? Numărul, pardon. 22. Bun. Și mă pun și cu radarul pe. Stai să vezi câte puncte... Opa. No, 2019. A, salut, salut, salut. Salut. Plăcuțele astea? Când ne schimbăm și noi? Îmi place. A, Radu, vezi că Robert Simon, când a scris țăran handicapat, se referea la ăla care m-a lovit. Că eu urmăream conversația. Februarie 2002. A, clar și ăsta amendă pentru numere. A, ăsta o să primească două amenzi. Una pentru numere și a doua pentru că blochează hidrantul și în caz de incendiu sau ceva, mașina de poliție nu poate să aibă acces la sursa de apă. Așa că iau-te-le pe amândouă. Bun, două amenzi. Bă, astăzi fac puncte. Deci astăzi chiar îmi fac treaba. Ăsta e parcat prea aproape de trecerea de pietoni. Cat. Mamă, câte amenzi dau astăzi, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Dar nu pot să dau amendă și pentru jump spar, pentru din asta, nu pot, nu? Nu pot. Na, asta e. Doar că am văzut că sunt foarte multe mașini cu jump spar și credeam că poate cumva are legătură. Hai mă, trec și eu. Mă lași? Da. Bun. Ce avem aici? Taxi, nu? Nu avem taxi. Wednesday, e ok. Număr de matriculare, e ok. Aici aș putea să stau cu radarul, că e o stradă îngustă, dar trebuie să mă ascund undeva și nu știu unde. Uite, o să mă ascund după asta de autobuze. Aici cred că sigur e 15, că e strada mică. Cred. Ia să vedem. Nu, aici e 25. Fuck! Nu e asta străduța. Nu e asta străduța. Mamă, ce mi-am luat-o. Aici e 25. Mamă, ce țeapă mi-am luat, ești nebun. Să dau click pe asta ca să-mi dispară la din mână. Să pot să văd numerele. 2021 aprilie, ok, e bine. Asta peste drum ce face? Ce țeapă mi-am luat, 2021, parcarea e bună. Asta pe trotuar, că așa l-am învățat ăsta să parcheze. Nicio problemă că îl rezolvăm imediat. Bă, oprești pe ea care este suspect, mi se pare. Păi, opresc, dar de obicei nu prea, adică am fost noroc de două ori să nimeresc persoane suspecte, doar că în fugiră, nu reușesc să le prind. De asta, în timp mă bag pe amenzi, vreau să fac 100 de puncte astăzi, în shift-ul ăsta. În tura asta pe care o am. 21, parcarea, validă, bun. Parcă pe strada asta am stat eu la amendă, nu? Pe asta, cu sensul, perfect. Hai întâi să vedem care e treaba cu mașina asta, dacă și-a plătit parcarea, da, și-a plătit-o. Ăsta. Numerele, opa, numerele. Da, sunt ok. Parcarea, în schimb, e expirată, ok. Dăm un tichet. După asta, ce face aici, să vedem. Parcarea expirată și numele, da. Numerele sunt ok, doar că parcarea e expirată. Bun. Bă, cu polițistul dat un cartier, bă, să rezolvă toate infracțiunile astea nenorocite. Bun, și acum ne punem cu radarul aici. Fiți atenți aici să vedeți belea. Hai. Deci dau trei amenzi și mă duc mai departe. Aici știu sigur că sunt 15.000 de pe oră maxim. Ia să vedem. Ia uite, 18. Pa! Salut! Cine a primit amendă? Un fraier. Ia uite-l. Cu câtă viteză vine să ia, fiți atenți că ăsta sigur depășește viteza. Să-i spun, doamnă, într-o parte. Ne, mă, că m-a văzut. M-a văzut, bă, numai lumea accelerează. Hai, mă, unul așa mai periculos care vine așa mai cu viteză vreau. Ia uite-l. Ia uite-l. Mamă, a văzut și ăsta ce a scăzut la 11, bă, dacă de lansat venise.
Bun, hai să vedem ce avem pe aici. Poate mai găsim niște parcă... Ești prost cum arată asta. Asta e ok. Numai aici nu accelerează, mă, că e curbă, nu accelerează în curbă. E logic, nu? Asta e doar pentru taxiuri. Asta de mult, e taxi. Asta e taxi. Asta e taxi. Și asta evident... asta nu e taxi. Asta nu are licență de taxi. Dar oricum e în afară aici. Și-a plătit parcarea, și-a plătit, ok. Nu, trebuie să mă duc tot în locul ăla, acolo. Mă duc înapoi. Aici nu fac nicio... Stați așa puțin. Aici nu fac nicio combinație în zona asta. Tot aici trebuie să stau. Oricum am 85. Încă 25 de puncte și am rezolvat. Opa, ăsta i-am dat amendă, nu? I-am dat. Vitezomanul meu. Vitezomanul meu. Asta merge încet. Ia uite, ăsta vine cu viteză. Fiți atenți cât de lansat vine ăsta. Bam. Hai. Next. Next. Ce îmi place să fiu radar. Asta m-a văzut și a încetinit fraierul. Nu că și asta m-a văzut. Bă, mai dau... am deja 100 de puncte, nu? Ce să mai dau o amendă bonus și pe urmă mergem să vedem dacă prindem vreun infractor. Astăzi a mers bine, fii atent. Ce faci, mă? Tu ești cam dubios pe mine. Bun, mai vin băieți aici? Hai, hai, ăla e. Încetini, bă. Uite Passatul, ce încetini și Passatul că m-a văzut, bă. M-am pus bine acolo. Uite-l. Bă, nu. Nu am cum, bă, nu am cum aici. Oricum, dădui câteva, sincer, dar nu mai prind pe niciunul, că uite, se învățară toți, cred că s-a anunțat între. Vedeți, mă, că stau un prost cu radarul pe strada aia. Pe strada coacăzelor. Ce faci, băiatul meu? Că pare că ai droguri. Ia să vedem, ce știi tu despre droguri? Probable cause that you were participating in a drug deal. No, you're wrong. That was a sandwich. Ia să vedem dacă a fost sandwich. Ninja Star, ok, hai că n-am ce să-i fac. It's fine. Have a nice, nice day. Hai, du-te. Da, du-te. Ia uite-l cu câtă viteză trece ăsta. A cetinit, bă, fraierul. De ce? I-am dat cu 23, de ce nu? Nu s-a văzut numărul, ok. Asta încetini, că m-a văzut. Yes! Da, mă, trebuie când îi prind, când îi fotografiez, să fie cât mai aproape, cumva. Iar mă albă, bă, avea shuriken. Da, dar nu pot să-l arestez pentru aia, că am încercat, nu pot să-l arestez. Nu pot să-l arestez pentru treaba. Opa! Așa m-au văzut toți, bă. M-au văzut, bă. Nu mai merge. Hai să mai vedem, poate mai dăm vreo amendă ceva. Nu mai stau cu radar, rugat. Nu mai stau cu radar. Hai să vedem, poate mai dăm vreo amendă pe undeva. Pleci, vine cu 10 ron, bună seara. Salutare, bine venit. Dar nu te-am văzut pe chat. Salutare, mersi mult de tot pentru suport. Mersi mult de tot. Și Laurențu Marian, salutare și ție. Acum te-am văzut pe chat.
Mersi Flash, mersi, mersi. 2020 mai. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Nu, asta e bine. Încă nu a expirat și asta. 2021, ok. Dar asta... Asta nu e parcat. Ok. Parking. A, taxi, astea sunt taxiuri amândoi. Ăsta e taxi și ăsta... A, e că i-am verificat, bun. Mersi mult de tot, Flash, mersi din suflet. Aici? Ok. Parcarea? Validă, validă, numere? Valide, ok. Trebuie să vedem noi dacă mai găsim ceva ilegalitate pe aici. 105 persoane în momentul ăsta. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, apreciez. Și dacă vreți și nu vă deranjează foarte mult și, nu știu, aveți timp o secundă, să apăsați butonul de like pentru că mă ajută exagerat de mult. Cât e asta, mă? 2009? Bă, băiatule, bă! Bă, mai să fac aproape 2 ani de când s-au expirat numerele. Nu că i-am mai dat odată, nu că i-am mai dat odată, nu că i-am mai dat odată, îmi scade puncte. A, bă, nu, e bine, e bine, e bine, e bine. I-am mai dat o amendă. Ăsta i-am dat ca blocat aici, i-am dat chiar 2. Ăsta că e aproape de trecerea de pietoni, i-am dat, ok, mă duc în față. 8, stai mă că mă calcă ăștia. 200 de like-uri, mulțumesc mult de tot, mulțumesc. Mult, mult, foarte mult. 2 like-uri și faci 200. Păi am înțeles că am făcut deja 200. V-am și mulțumit. Dacă forțăm și butonul de subscribe, adică aici, acum vorbesc cu cei care nu sunt abonați. Dacă apăsați și butonul de subscribe, dacă vă place ceea ce fac, bineînțeles, nu forțați. S-ar putea să mă duc și eu în 10.500 astă seară și să dorm liniștit. Aici, valid, 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 hop. Bă, nu verific chiar fiecare mașină, dar mai verific așa aleatoriu. Este parcat ca fraierul. De bordură, nu se parchează așa, păi tăticule. Încă 10 minute și e gata pizza. Bă, să ai poftă, lasă-mă că deja mă întristez că și aș mânca pizza de aia făcută în casă. One way only. Ok, parca cum trebuie. Cu numerele cum stăm? 2021, perfect. Ia să mă duc eu în partea asta. De fapt, nu mă lasă, nu? Nu mă lasă în partea asta, ok. Ok. Și că prea mică să-mi poză când e gata, lasă-mă că închid live-ul. Deci închid live-ul dacă mai insești. Lasă-mă. Nu ți-e și ție greu așa să mă... Oh! Domnul Valerică, ce faceți, domne? Tot la drumuri și poduri, tot la drumuri și poduri. O, ia vine. Ești transpirată cumva? Probabil din cauza că consumi droguri. De asta ai transpirat? Ia să vedem. Sau că ești îmbrăcată în negru și e cald afară. This makeup. Asta e pe barbut. Pe... You're good to go. Am încercat și am zis că poate, poate. Ce mai faci, Dadule? Ce fac? Bine, și eu pe aici. Ionuț Vlad, mulțumesc pentru subscribe. Și Andrei Dei, salut! Salutare, milițieni. Nu sunt milițian, mă, sunt polițist. Nu sunt milițian, nu mai îmi spune așa. Sunt dita mai polițistul. Numerele astea sunt ok, parcările valide. Nu prea mai am ce să mai găsesc așa suspect, sincer. Totul pare să fie în regulă prin cartierul acesta. What the fuck? Ce what the fuck? Ce s-a întâmplat? De ce spui what the fuck? Zona de taxi. Sunt taxiuri amândouă, dar asta e taxi și asta. Opa! Mai. Da, e bine. Se încadrează. Expiră luna asta numerele. E ok. În parcare găsim ceva cu numere expirate, oare? 2021, 2021... 2020, opa, 2019, să dăm o amendă și lui băiatul ăsta. Vezi, mă, că se găsește și în parcare de dată amendă. A, ai dreptate, te-ai născut după 89. Bă, Andrei, mă, e la mișto. Te știu și eu de atâta timp, ce dracu. De la tine mă așteptam să nu mă e la mișto. Bun. 2019, bă, uite câte amenzi aici în parcare și eu nu verificasem niciodată. Bun.
Ok. Vedem că am făcut astăzi 145 de puncte deja. Wow. Opa. 2002. Valentin Gheorghe, mersi de subscribe. Apreciez din suflet. Oh, 2019. Bă, dacă am multe mașini cu plăcuțele expirate. Roxa Briceag. Bine ai venit. Da, mi s-a părut mie că... Opa, așa sunt pentru persoane cu handicap, ok. Barstea asta sunt cu handicap? Nu. Da, mi s-a părut mie că e transpirată și că ar fi transpirat din cauza că ar consuma substanțe ilegale. Așa am gândit-o eu. Asta a fost gândirea mea de polițist în momentul ăla. Ok, nimic. 2021. Gata, că mi-am făcut treaba și aici, în parcare. Am mai păcălit câteva puncte. Schirosi, mersi pentru subscribe. Schirosi, konnichiwa. Numărul ok. Mai stai pe live? Bă, nu știu dacă o să mai stau și cât o să mai stau. Dar o să observ cu siguranță când se închide live-ul. Aici nu mai am nimic de făcut, hai să mergem în parte. Și pentru că s-au ascuns atâtea like-uri, chiar apreciez și vreau să înscrieți acum în chat cei care puteți să scrieți și nu sunteți ocupați și n-aveți treabă. Dacă vreți să facem episoade cu acest joc sau direct live, să fie gen la prima vedere. Vreți episoade sau live-uri în continuare? Uite, de exemplu de mâine. Mâine ați vrea să facem un live cu acest joc sau să facem episod? Opa. Bă, mi se pare mie sau șoferul n-a dat prioritate la pieton, dar... N-am eu cum să-i dau amendă pentru treaba asta. Asta ce mai ce? Nu parking, nu e mașină și... E bine, parcat, să zicem. Ok, nu, e, se încadrează. Aproape terminasem, bă, frățioare. Aproape terminasem. Coaie, ei, terminasem ziua asta. Deci a doua oră când ia de la capăt. De ce, cu ce am greșit? Shift over. Andrei de Shiftover. Bă, nu cred așa ceva și aveam 140 de puncte. Numai mă, ăsta e un semn clar. Ăsta e un semn clar că am dat cam multe amenzi astăzi. E semn clar că am dat amenzi multe astăzi. Vă spun, e semn clar. Bă, dar cum am gafat-o, mă, mâncat. Băi, mi-e rușine pentru treaba asta. Cum te-am făcut gafa asta urâtă? Bă, ce urât. Bă, ce să mai... L-am gafat. Păi, punem punct live-ului de astăzi. Atâta s-a putut. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență. Și, ce să zic, ne auzim mâine. Mulțumesc din suflet pentru like, mulțumesc pentru numărul ăsta foarte mare... care a fost pe live. Și da, îmi cer scuze că am murit. Mulțumesc mult de tot, vă urez o seară minunată, să ai poftă, Mariane, și ne auzim mâine. Mâine o să fac câteva livrări de dimineață și mai pe seară probabil o să vin acasă să fac live sau poate să fac live-ul pe la prânz, vedem. Oricum, mulțumesc mult de tot, nu mă așteptam să fiți un numărul ăsta atât de mare. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, de like dacă încă n-ați făcut-o și un follow pe Instagram. Pa, pa!